Neața. Neața, neața, mai scurt intro. Lasă că mai ascultăm pe parcursul live-ului. Bună dimineața. Salut Fabi, salut Cordex, salut Cortex, salut Petru, salut Dino, Amo, salut Macovei, Nicolas, a trebuit să șterg mesajul, tată, că na. Nu, hai să fără jigniri, fără jigniri. Ține pentru tine. Ține pentru tine. N-am o problemă, dar ține pentru tine, tată. Salut, Divi, Dei, Cătă, salut Cătă, ce faci, ai terminat? Iolo, 2-0, Sevilla, da, avem și un derby, nu Sevilla, scuze, Aston Villa cu United, nu? N-avem și un derby Lazio-Roma azi? Cred că da, cred că da. Cam greu mușul ăsta, bă, o să revenim ușor, ușor la normal, dar chiar am trecut într-o perioadă complicată, nu vreau să mai vorbesc. Încă nu mi-am revenit cum trebuie, dar sunt pe drumul cel bun. mă, se aude bine, în primul rând. Am făcut și un update la OBS, sper să nu deranjeze. Sper că au rămas setările normale, că n-am verificat nimic. A scris ceva Gian în chat, nu știu dacă are curaj. După ce a prins Mbappé ieri, nu știu dacă are curaj. Încă nu a scris. Cum scrie, cum pleacă. Ia, mă întreabă ce dacă mă drogez. Da, din când în când, așa, nu. Am știut ceva mai sus. Premiile de la Weekend League. Aoleu, deja? Hai, bă, cu live-ul. Ia uzi, Andrei. Bine, bă, Andrei. Premiile de la el când tu le iau. Ce n-ai, mă, fă? Andrei, ce fumezi? Bună seara, salut, Edi. O, Traian, nu cred, lume nouă, lume nouă. Patrick, îl amendăm, îl amendăm, Patrick, nu-ți fă griji, cum intră, cum pleacă 3, poate 6 chiar. Nici la FA 20 de nu se mișcă așa, bă, Se mișcă și pe PC din cauză, bă, nu știu de ce cauză, dar într-adevăr, nu se mișcă cum trebuie, dar contează mai puțin. Vina cred că e la noi, avem prea mari pretenții. Avem prea mari pretenții, frate, e un joc, luați-o ca atare, e un joc, dă-l în aibă cu bune. Normal că ai rage, normal că în momentul în care nu merge cum trebuie sau se întâmplă mizerie în timpul jocului, să vă arăt o poză, să vedeți ce se întâmplă la mine. Intervine rage-ul, inevitabil, dar eu încerc să-l controlez, anger management, ca să zic așa, și să prioritez alte chestii, pentru că chiar nu are rost. Părerea mea, cred eu, că greșeala noastră e că comparăm, scuzați cu cacofonia, FIFA cu fotbalul real. Și n-are nicio treabă, frate, jur. Eu refuz să cred că cineva din România s-a ocupat de jocul ăsta, a creat jocul ăsta. Eu cred că cei din România se ocupă de grafică, sunt fer convins. Se ocupă de SBC-uri, asta 100% se ocupă de SBC-uri. Nu știu, de jucători, de teren, dar niciun caz de motorul grafic. Eu zic că ăștia care au făcut FIFA nu sunt europeni, pentru că n-are nicio logică cu fotbalul în real life. Iar pretențiile noastre e să se miște. Acum vorbesc evident de gameplay ca în fotbalul real și n-are nicio legătură. Și mă adaug și eu unui grup select, da? Unor campioni mondiali precum Tex și Huge Gorilla, dar și unor content creator de top precum Nick28, Nick Land the Food Market. Nick28 oricum are rage tot timpul. Preferatul meu de la are rage tot timpul. Nick Land the Food Market, dar și Inception, care au explicat și, mă,
na, ei sunt jucători de 20-0, jucători, prea, mă rog, nu, campion mondial, nu pot să mă contrazic, dar le dau dreptate, au încercat să explice comunității și au reușit, prin diferite clipuri, că nu are legătură cu fotbalul. Dacă noi jucăm FIFA ca fotbal, deci fotbal real, nu are nicio legătură. Noi trebuie să jucăm, explică ei cum să câștigi. Da, tu trebuie să înveți niște mecanici stricate ale jocului. Atât. Și să te folosești de ele pentru a câștiga. Te antrenezi bine pe anumite mecanici. Dacă tu intri în FIFA și zici, bă, intru să joc fotbal, nu, greșit jocul. Asta e părerea lor, atenție. Și e un pic și părerea mea, sincer. E un pic și părerea mea, pentru că, într-adevăr, în multe faze nu are legătură cu fotbal. Absolut deloc. FIFA 23 sau FIFA 22? Păi diferit. Jocul e făcut de canadieni. Bă, firma, jocul, nu știu dacă e... Bă, nu știu. Nu cred că se schimbe ceva. Vă spun de ce. Ar trebui să schimbe toată interfața jocului, tot motorul jocului. Iar motorul jocului e același de ani și ani de zile, doar că schimbă anumite chestii în interiorul jocului și schimbă meta. De-am zis, pe mine nu mă deranjează gameplay-ul. Mine nu mă deranjează, doar că într-adevăr trebuie să boostez anumite mecanici care nu au legătură cu realitatea, astfel încât să obții anumite rezultate. Asta e adevărul, asta fac jucătorii pro, pe lângă asta și talent, nu? Și foarte mult antrenament și controlul pisicului. Controlezi pisicul, controlezi și rezultatele. Dar da, vă te recomand să intrați puțin pe clipurile lui Inception, lui Nick, să urmăriți pe text, care e cel mai bun din punctul meu de vedere. De fapt, nu din punctul meu de vedere. E cel mai bun jucător de FIFA ever, pentru că e singurul care a câștigat 3 mondiale. Nu există alt jucător de FIFA care a câștigat 3 mondiale de încă, deci e cel mai bun jucător de FIFA și explică exact, mă rog, își dau și ei cu părerea avizată, poate a mea nu e chiar așa de avizată, poate eu ar trebui să vorbesc mai mult de pecuri și de altele, pentru că la urmă contentul meu e în jurul pecurilor, nu în jurul Weekend League-ului. Dar în momentul în care vezi campion mondial care vorbesc de FIFA, e bine să ciulești urechile așa, să asculți. Poate prinzi una alta. Baftă la Weekend League. Acum terminăm meciul, deschid niște pecuri fără rage, sper. Jocul e făcut în Mississippi. Bă, nu știu. Bine, Electronic Arts e o firmă americană, nu e o firmă canadiană, dar e-sports. Sigur că cei din România, dar repet, nu cred că cineva din România se ocupă de... Nu cred că n-are legătură cu motorul, cu, probabil interfața grafică, da, dar cu motorul jocului eu nu cred că are nicio legătură. Nu cred. Salutare! M-am schimbat pe zi pe spălăm și am început un... Am un pic de băgat, nu-i nimic, Ovidiu, băgă mare! Acum băgăm, mai avem câteva meciuri, facem, sper să facem 11, dacă nu, vedem. Când e următorul pro? Vineri, eu nu o să deschid, o să deschidem premiile, o să deschidem garantat Team of the Week-ul, o să deschid ceva pay-uri mici, probabil mai facem niște SBC-uri, dar pecurile mari, pecurile de 100.000 și avem ceva pecuri acolo, chiar acum o să vă arăt, pecul de 100.000 chiar și alea de 5. Inițial am zis că doar alea de 100-125.000. Vine și milestone-ul joi, nu o să fac joi live, păstrăm pentru vineri, vă aștept vineri cu live mare, vineri, deschidem toate mizerile astea, astea care sunt de 100.000, avem vreo 2, cred că o să avem vreo 4, unul de 125.000 și cred că și alea de 50.000 și Elite 1, atenție, la Squad Battles, am tras puțin Elite 1 la Squad Battles, avem 2 pecuri de 50.000 și de acolo, cred că am și un pec de 55.000, nu? Ar trebui să fie pe aici, doar nu l-am deschis pe live-ul trecut, nu, e aici. Ok, deci o să avem pecuri serioase, măcar vreo 20-30 la număr acolo, pentru revinerea viitoare când e nou event. Bun, asta nu înseamnă că o să prindem ceva atunci, dar măcar încercăm. Încercăm marea cu degetul, e posibil să deschide de acum să prindem. Nu știu dacă ați văzut clipul ăla pe TikTok cu băiatul ăla la 9 win-uri, știți ce a luat la 9 win-uri? L-ați văzut pe TikTok? L-a pus Neluțu. Nu știu dacă l-a pus pe Discord. Apropo, link în descriere. Discord, Instagram și mai ales TikTok, dacă vreți să mă urmăriți acolo. A luat Mbappé, deci la premiile de la 9 win-uri. Mbappé din pecuri, din alea două pecuri. Într-unul a luat Ginola și într-unul a luat Mbappé. Joacă pe asta. O să la Focșan. Cine?
la 15 de gen. Păi nu, nu ai pentru ce să tragi. Da, nu ai pentru ce să tragi, dar contează că e good fodder, știi? Băi, mie sincer mi-a mers foarte prost. Eu uite, vă arăt. Și de la 4-0 mi-am luat 4 back-to-back și m-am enervat la un match. După aia am început să râd. Râdeam sigur și am zis, bă, dar ce prost ești, de ce mă enervez eu aierea? Stai să vă arăt, la meciul ăsta. Și știți că eu când mă enervez, nu mai văd nimic în fața ochilor. De fapt, se vede și pe live, când mă enervez, nu joc nimic. De la meciul ăsta am făcut și o poză, deci... De asta zic, nu are nicio legătură cu realitatea, fraților. Îmi pare rău că nu am filmat, îmi pare rău că nu eram live sau ceva, pentru că făceam o analiză mai amplă. M-am uitat puțin pe replay aici la highlight să văd dacă într-adevăr sunt anumite reluări, dar nu erau reluările care mă interesau pe mine. Deci credeți-mă pe cuvânt că mă spun că minutul 90 avea 3 șuturi, 3 goluri, toate din kick-off glitch, absolut toate din kick-off glitch și eu aveam 15 șuturi, da? 300 toate, efectiv, nu am avut ce să-i fac la ultimul kick-off glitch în minutul 80 și ceva și după aia am ratat în minutul 92, 1 versus 1 cu portarul, am dat de 4 ori în bară doar în meciul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat în ultima vreme, nu m-am bară, da. Dar râd, pentru că e un joc, adică nu afectează foarte mult, dar sigur că a urmat rage după aia și 2-3 meciuri, de fapt au urmat 3 meciuri pierdute. În care mă gândeam doar la meciul ăsta, la că de penibil e jocul, trebuia să închid consola, da, am greșit, asta e. Cel mai bine e să închizi consola. Și la ultimul am intrat până la un necare să-l iau cu fulgi cu ala, am zis, mă, să fac foul, că sigur iar am dat kick-off glitch, că aveam două. Deci nu am trecea prin jucătorii mei. Deci credeți-mi cuvânt, și mi-a luat golul în minutul 120, atenție, golul în minutul 120. Deci Rudiger a plecat singur, frate, fără să controleze, s-a dat din fața jucătorului. Am avut o fază, deci aia îmi pare rău când am salvat-o. Am șutat din unghi. Nu mint. M-am dus în unghi și am dat pase în centru. Da? Portarul era la colțul scurt. Deci am dat pase în care eu de 6 metri son singur. Singur în 6 metri. Pe centru porții. Fără portar, fără fundaș, fără nimic. Mi-a dat o bară în minutul 92. Nu, în minutul 92 am ratat 1 versus 1 cu portarul. Deci mi-a dat o bară. După aia 1 versus 1 cu portarul. Am făcut ball roll, mi-am pus-o pe stângul și a dat-o din bară, după aia zis în out cu Haaland în minutul de prelungire. Deci incredibil, genul ăsta de meci, stai și te gândești, mă, deci nu ai cum, pentru că ai unghiurile perfecte, faze perfecte, cu poarta goală să dai în bară și să-i bătaie. E absurd, știi? E absolut absurd. Asta s-a întâmplat. A, e capul sus. Dăm înainte. Da, mă, frate, da. Da, 3 kick-off glitch-uri. 3 kick-off glitch-uri și un gol în minutul 120. Îmi pare eu că nu m-am lăsat pe... Trebuia să fac un prim pe highlight, să vedeți. În 120 mi-a luat. Deci cum a pus mingea la punctul cu vara fluierat. N-am mai avut timp să fac nimic. Asta e, mă, nu-i problemă de a lăma să alegă. De la bătaie. Ei, hai că iar ai luat bătaie. Mai bați, mai câștigi. Nu, jucător te numești. E ok, frate. Salut, Cristi, salut, salut. De la pește? Ce pește? În Germania? Ce să zic? Să ți-o tragă la fund. Cum se... Baftă, baftă la pește. Vreau să-i dau 300 lui Neluț. Nu știu de ce, vreau să-i dau 300 lui Neluț, așa. Că nu prea îl mai văd pe live și vreau să-i dau 300. În lipsa lui Jean care a luat Mbappé, îi dau lui Neluț 300. O să zic că Neluț, mă, dar de ce, mă? Nu știu. Îl prind camera, îi dau 300. Așa din amintiri, de ce ai prins în trecut, îți dau acum. Hai să facem 100 de butonaj. I-am dat. Până vine Jean, după aia îl... Da, Jean nu intră, e frică lui Jean. Intră Nelu, hai salut, pac 300. Bă, dar ce-am făcut? Stam liniștit și-mi beam apa minerală. Despair League. Bă, nu... Asta încerc să zic. De ce fac intro să joc? De ce vorbesc? Aș putea să intru să joc. Nu vă bateți capul, mă. Deci cred că, jur, cel mai important e să fie cu zâmbetul pe buze. Încercați măcar să nu stricați ceva. Nu vă bateți capul. Efectiv, e o mizerie din multe puncte de vedere și nu știu dacă merită.
să efectiv să ne stricăm liniștea, nervii, sănătatea, nu merită. Luați-o ca atare, dați-o chill, jucați mai puțin, indiferent de rezultat, că oricum premiile sunt loterie. Atât timp când nu sunteți jucători pro sau nu aveți ceva de demonstrat, jucați pentru, nu știu, 20 win-uri sau vreți să jucați, știu eu, la elite, să ajungeți acolo, să măcar un pro wannabe, să aveți șanse la un qualifier, nu vă bateți capul, mama mea frumos, ne? Nu vă bateți capul, pentru că nu merită, sincer, chiar nu merită. A, mi-a luat-o în brațe cu Peco, am vrut să fac un short, o să fac un short mâine cu altceva, nu știu, cred că o să fac un 86 pentru mâine. Vreau să fac un short cu Peco de 100 de mii. Mama lui, unde e Ionuț? Dă că-i dau, fii atent, ce mă? Unde e Ionuț? Ionuț tace și face. Na, Ionuț, pași ție. Ia vezi mă, eram cu Ionuț în chat. Deschide Ionuț Peco de 100 de mii. Îi dă Ramos și nu știu ce walkout-uri. Zic, ia să trag și eu un pic, să deschid și eu de 100 de mii, să fac un short de ăla, pa, pa, pa. Dau rapid. Stai să vă arăt ce mi-ai dat. Dar ce, nu-ți dai seama că nu mai public niciun short? O să fac, cred că ăsta pentru short. Cred că o să fac ăsta. Cred că o să fac un clip cu ăsta. Unde e? Dar nu ăsta, ăla land. Unde e ăla land? Oleu, dar nu e ăla de 86? Ah, ba da, uite aici. Cu ăsta cred că o să fac. Mă, teoretic ar trebui să am jucători. Cred că o să fac mâine un short cu ăsta. Da, hai să văd ce mi-a dat. Stai să văd ce mi-a dat. Ceapa, mă, ți-am pierdut bani. În fine, mă rog, asta e. A, stai că nu l-am pus aici. Stai că vă aduc imediat. Nu, stai, ce fac? Nu, așa, olu. A, de fapt, stai că dau așa. A, uitați-l, ăsta mi l-a dat, mă. Ceapa, mă, simt. Nici bani, nici nimic, mi-a dat mizeria asta și atâta m-am măcar de voi de ceva de un knockout, ceva, zici, bă, a, e, ai două knockout-uri, ai dat 100 de mii, măcar 50 de mii, ai pierdut 50, ai 50 de mii pentru 3 misiuni. Bă, asta mi-a dat, mă, tu zgura, mă, unde-i Colvi, Colvi a luat, mamă, e râda, Colvi a luat ăla, mă, mizeria aia, o one-touch ăla de 79, mă, ăla de la Leeds, mă, pe ăla l-a luat, mă, doamne, mă, cât costă ăsta, mă, să-mi bag picioarele. Dați un pic. Asta mi-a dat, mă, 20 de mii costă. Uite o leacă, nici 20 de mii, mă. Ceapa, mă, simt. I-am luat Sanchez. Renato Sanchez? One to watch? Renato Sanchez, one to watch? Cum? Bă, Traian, ia, mă, și tu 300 de secunde. Bă, dar vă, ce jucător luați, mă? Bang. Am dat 300... Am rum moderatorii azi. Am rum moderatorii pe genunchi, nu altă. Costă ceva. Ce costă, tată, că nu costă nimic? E un 87 simplu, frate. Intră la groapă. După aia m-am apucat de vândut de la club să fac milionul înapoi. M-am apucat de vândut de la club să fac milionul. Bine, am unde și ăștia de 85. Să fac înapoi milionul, că am pierdut bani, băgăm eu și picioarele. Aia, mă. Hai. Îmi pare rău mai mult, bine, îmi pare rău și pentru 100 de mii, că eu scârțar și îți dai seama, abia am făcut și eu milionul, vai de viața mea. Și, dar îmi pare rău și pentru că aveam clip, eu aveam pregătit clip, am scârtat și mă, că îmi dă ceva. Mai bine, mă. Tu ai luat Merino? Mea, mă, te-a rupt și pe tine pe genunchi. E 76 ăla de la Leeds? Mamă. Mai pierzi, mai câștigi, mai tot pierzi la mine în ultima vreme. E ok, mă. Am prins Ramos. Ia uite-mă și pe Dinamo. Ai luat CB-ul de la Dortmund. Ăla am și eu pe ăla, da. Lasă-mă că luăm vineri, mă. Luăm vineri. Merită tot SBC. Arată foarte bine cardul. E un SBC scump. Însă e un card foarte bun. Dacă avea 5 cu 4 era și mai bun. Mă, dar nu ți-l-am mai scris. Salutare, Jean. Ia, a venit Jean. Ia vezi, mă, că au plecat 900 la Jean, ia. Ai noroc, Jean. La marș și pe Neluțul din cauza ta, Jean. Că nu erai pe live și nu știam cui să-i dau 300. I-am dat lui Neluț. Mă, ce vreau să zic, foarte bun cardul ăsta, mă. Pentru momentul ăsta jocului, foarte bun cardul ăsta.
Deci cardul ăsta te poți lungi cu el până, nu zic până la Team of the Season, dar te poți duce cu el destul de departe. Faza care e, e un card, e un SBC scump. Hai medium 4x4, dacă avea 5x4 era, era și mai bine, dar e bine și 4x4. Și aici, în funcție de ce preferință aveți, puteți să jucați cu Hawk, puteți să jucați cu Hunter, puteți să jucați cu Finisher, cu Marksman, cu ce vreți voi, chiar e un card, e un card foarte bun. Are finesse, are outside, am văzut deja review-ul lui Inception, e un card foarte bun, e un card foarte bun. Cardul ăsta a lovit, oricum e Panic Sell, pentru că lumea vinde înainte de eventul de vineri, de World Cup, oricum e Panic Sell, deși World Cup-ul să fie lansat, atenție, pe 9. Pe 11 să avem noi garantat ăla cu Heroes și o să fie ceva carduri la Ultimate, dar jocul în sine, addonul care e gratis, apropo, o să fie pe data de 9. Asta înseamnă miercuri. Miercuri o să fie World Cup-ul. Probabil că o să facem și un live, instalăm rapid și vedem despre ce e vorba. Eto'o sau Mbappé, mușule? Băi, Mbappé are 5x4. Dacă ar trebui eu personal să aleg un jucător dintre cei doi, probabil că mă ajunge pe Mbappé. Dar acum depinde de tine. Depinde de tine. Are și work rate-ul. Mă, nu știu ce să zic, depinde de tine. Adică dacă e skiller, dacă mai faci un elastic, un reverse elastic, un borrower cu scuptăm ceva, Mbappé. Dacă nu, am observat că e tot o dă mai, o bagă nație. Mulți s-au prins puțin de Mbappé, de, de ratări. Eu aș alege Mbappé, eu. Dar arată foarte bine tot. Foarte bine tot. Scump, scump SBC-ul. Dar cred că e mai ieftin, mai ieftin decât cardul lui. Cardul lui 1.200.000 SBC, am presie undeva pe 1 milion, nu? Aici așa 89, ăsta, dacă n-avea 89 și era de aici, era mai bine. 89 ăsta o să coste foarte scump, 88, 87, 87. Astea nu sunt așa de... Da. Păi cu stângul ratea... Păi și eu ce să mai zic de Haaland meu, că e pe tardă... Ia, și-a luat din nou de la Neluță. Stai, Neluță s-a răzbunat. Să-mi dea Neluță 600. Te-a rezolvat, Neluță. 900.000 e tot. Bă, e bun preț. E bun preț. De fapt, nu e bun preț. E scump, dar față de cardul lui tradable, e bun. Bun. Elite 1, deschidem aici. Mai fac clip mâine. Bă, nici nu știu. Hai să mergem la mizeria asta, mamă. Noelu, ești bine? Păi dacă Dinamo a cerut, dacă Dinamo a cerut 600, ia Danielu. A rezolvat. Părere player of the month, Leva. Mă, are lentry. Deci anul ăsta e jucabil. Zici in game, nu? Zici la FIFA sau în real live? Bă, în real live, un jucător foarte bun. Un jucător foarte bun. Un transfer reușit al Barcelonei. Un jucător fantastic de multe sezoane. În FIFA are Lentley, e utilizabil în FIFA, clar, 100%. Și el și Benzema. Sanchez de la Tottenham, nu Renato. E, nu e nimic, Tarian, mi-a luat 300. A, dar stai, lasă că tu ai luat Neymar, meriți oricum 300, tași mai golane. Încerci să te scoți, mamă, dar ce echipe, mă. Hai de capul meu. Ia, mă, jucați-o pe asta, mă, primul adversar. Și așa stau vai de viața mea. Ia, mă, uitați adversar la primul meci, mă. Oare facem 11, mă, azi? Mamă, dar ce echipă! Ah. Ce prost am dat-o. Eto'o și Ronaldo, mă. Adică, Eto'o și Ronaldo. Adică, nu oricum. Eto'o și Ronaldo, tata. Mamă. Mamă, ce m-a făcut? O să dau eu așa, că poate. Mă, Varan, da, tu ce faci? Sar sau te-ai speriat de Ronaldo?
Borol. Apropo, jucăm cu Richarlison, da? A, da, și o pase cu Son, a zis că na, poate, poate se duce la meu, dar nu s-a dus. Ia uite, mă, deja cu Borals, cu Scoop Turner, cu de-astea. Ce, ce bătaie meu miciul ăsta. Bine, și eu cu Varan am ieșit la construcție. Mamă, vai de capul meu. Cred că e una dintre cele mai tare echipe pe care le-am întâlnit. Adică dacă, de fapt, nu, stai, că am avut Mbappé, nu. Am avut Mbappé cu Neymar, la valoare cred că e mai mare. Dar Eto'o e prima dată când îl văd pe Eto'o. Prima dată când îl văd pe Eto'o, Eto'o Cristiano Ronaldo. Ma, atac. Am avut Mbappé. Mbappé, Neymar, Renato Antoache în aceeași echipă, deci cred că aia e cea mai... Ah, dacă scăpam cu asta, bine chestie. Aoleu, am greșit-o puțin acolo, dar nu-i nimic. Aoleu! Ai, încă o dată, șut, bă, frate, mă! Greu e tare, Haaland, ce să-i fac, frate? L-am prins, trebuie să-l joc, n-am ce să fac. Cred că trebuia un borol, m-am grăbit la finalizare, era 3-0. Oricum ratez mult, aia e. Nu acolo. Yay! Dar n-am dat-o acolo, tata, am dat-o la Son. De că trebuia să nu o joc cu Y. Mă rog, cu triunghi. Trebuia să-l tată, nu-i nimic, hai, încă o dată. Iar m-am grăbit la finalizare. Hai, ultima fază să fie a mea, minutul 45.
Ah, nu așa, mă. Mă spune cele vecine, unde e formică să te joci cu jucătorii în trei de bol? Bă, fiecare are planul lui. Eu, spre exemplu, strâng pentru Mbappé. Eu am 1 milion, dar nu mi-aș bani pentru Mbappé. Vreau să-l dau pe Mbappé pentru că m-am săturat de Haaland, frate. L-am prins să-l joc și atunci strâng bani pentru Mbappé. Cum am făcut bani pentru Mbappé, am luat Mbappé și rămân cu 0 coins. Fiecare are o strategie. Acum... Na. Goal United, adică e 2-1, nu? Salut Călin. Salut. Mulți au milioane pe dreapta. Da, mă, fiecare cu norocul lui, fiecare cu strategia lui, cu priceperea, cu noroc, cu pricepere de a face trade, cu autobuyere, că, na, lumea folosește. Da, fiecare are strategie, na. La mine e simplu, la mine se știe care e motivul pentru care țin milionul. Deci nu fac nimic cu el. E bine să ai ceva bani pentru investiții, asta e clar. Ah, m-am grăbit, mă, de ce mă grăbesc uneori, mă, frate? Puteam să joc mult mai bine acolo, mult mai bine. Aia, intervine jocul. M-am grăbit acolo, am avut 2-3 faze pe care puteam să le... Și aia versus suportarul, în fine, na. Mamă, grăbesc. Nu așa, bă, ei, bă. Bine. Am făcut un mă rog, am încercat un scooter, mă. Of, Doamne, nu mi-au luat decât un buton. Nu-i nimic. Dacă ești calm, chiar dacă nu merge, dacă ești calm, e ok. Ah. Bă, da, de ce... Poate să-mi zică cineva din cea de ce atac eu când am 2-1 și el se apără și așteaptă contraatacul? Mamă, Doamne, ferește cum merge, mă. Nu mi-a cu menzele, mă. El a continuat să fugă, deși eu m-am oprit de... Previzibil m-a făcut. Fii mai atent pe... Mă grăbesc la finalizare. Și ataca nebunul. Fault, mamă, dar ce fault. Da, m-am grăbit, ăs puțin stresat, ăs puțin, m-am grăbit puțin la final, de trebuia să închid meciul de mult, trebuia să-l închid de mult, e bine că e win. Cine a dat golurile? Son și Anthony. Bă, Anthony joacă bine, frate, cu pase și gol, și lui Anthony cine i-a dat-o? I-a dat-o Haaland aici, nu? Da. Oricum, ce echipă să-mi bat picioarele, mă. Cum n-ai, mă, frate, unea super echipă, mă. Ronaldo e tot, Dembele, Vinicius. Deci ăștia patru în față sunt zei, jur, frate. Deci Vinicius, Dembele, Eto, Ronaldo. Dembele în formă. Fekiru. Joacă cu Fekir la mijloc, dar poate să joace cu Kessié. Ah, bună echipă, mă. Bună echipă. Am ca Lulu și Araujo, foarte bine.
Ribery, bă, ăla care l-a luat Ionuț, da, e tare. Ionuț are Mbappé, l-a cumpărat, dat 1.600.000. Vreau să prind și eu să iau 300. Bă, noi nu prea luăm oare. Stai că e luat și tu odată. Stau prost, am 6-5. A făcut 5-5 ieri, mă. Off camera. Am făcut 5-5. A jucat ca o ucis, mă. Aia. Ce cameră folosești? Copu. Only fiecare face ce vrea. Da, corect. Fiecare joacă cum vrea. Așa este. Araujo peste Van Dijk. A, nu. Van Dijk cred că e cel mai bun azi. Deci, nu Messi gol să-l vând. Păi, ori îl joci, dacă îl joci și îl joci în 3 și îți place, îl ții. Dacă nu, adică, bă, nu e ca și cum ai Mbappé, zici, bă, am Mbappé, 1.200.000, 1.300.000, îl vând, fac ceva cu mani sau... Salut, Marius! Bă, știu un icon. Păi și ce icon să cumpăr? Aș putea să fac keto, dar aș vrea să iau Mbappé, mă, să schimbăm neapărat la echipă. Recit puțin, domnule. Nu, tată, vin după 2 săptămâni de COVID și încă nu sunt ok, 100%. Adică nu mai am, mi-am făcut teste, tot e ok, am luat tratament, dar încă mai tușesc, încă... Da. Moșu, cum crește One to Watch? One to Watch crește, mă rog, 3 victorii în primele 8 meciuri, dar e pe ducă. Cred că e ultimul meci acum, nu? În campionat, la fiecare în form și o victorie în grupe la națională. Adică Tchouaméni de la 82, Real Madrid a câștigat 3 meciuri, s-a dus la 84, se duce în 86 dacă Franța face o victorie în grupă și face o victorie în grupă și o să fie 86. În cazul lui Kessié și-a luat de la 84 doar plus 2 și de acum urmează plus 1 doar la inform, la fiecare inform. Da. Facem și noi 1000 de like-uri? 100, mă, de unde 1000? Mai este un match. Avem 100 de like-uri. Hai, poate facem 200 până la... Hai, dăm rapid în ele. Mamă, să vedem. Sunt mulți care au investit în high rated, dar... nu știu exact cât o să rămâi blocați cu jucătorii aia. Mai este un match. Mai este un match din alea 8, nu? Păi este etapa asta, nu? Stai, mai este un match în afară de etapa asta? Nu e ultima etapă? Ai donat? Eu da, dar de la calificări am donat toate 6 meciurile. Am avut 4 zile, am donat toate 6. De așa, doamne, eu nu joc mai mult de 4. Indiferent. Nu mă interesează. Eu dacă am, cât am? 4-1, 4-2, 4-0. Cel mai slab ce am făcut? Am făcut 4-3. Nu, donez, nu mă uit. Și acum la fel, dacă ajung... am avut și cât am avut, 11-5, am donat toate meciurile după, nu, chiar dacă am șanse la 14, nu joc, momentan. O să jucăm și pentru 14, Doamne ajută, și pentru 16, dar momentan ne chinuim aici la 11. Și donam meciurile, știi? Dar tot timpul am făcut așa, eu tot timpul am donat, lasă-mă să ajutăm, poate chiar dai la cineva care are nevoie și chiar ajuți. Ah! Lasă-mă, că mai facem și bine, mă. Bine faci, bine găsești. Mulți o să zică, bă, că nu merge, comunitate toxică, că nu contează, mă. Fiecare face ce vrea. Richarlison, one to watch, care e titular la mine. Ce să facem? Jucăm și noi cu ce avem. Nu stă Son altfel. Bă, Son e înger și demon, frate. Sunt momente în care rantează niște faze, băgame și picioarele, mă. Dar și sunt momente în care, na, am prins untradeable, jucam, tată. Wow, what? Mbappé, what the fuck? Ce frumos. Deci să-l aducem și noi pe Mbappé neapărat. Îl aducem pe Mbappé, jucăm cu el până... Oh, uleu, ce-i pasul ăsta? A, nu cred, ce a scos-o, am văzut-o în poartă, mă, ce a scos-o Donnarumma și informul, ia vezi.
Ah, m-a făcut aici. Aici m-a făcut. Aici l-am făcut eu. No, m-am grăbit. Trebuia să lăs viteza mai devreme, mă. Viteza măsii. M-am grăbit. Na. Mor pe chestiile astea. I-am luat mingea și a rămas tot la el, mă. Mama lui de Mbappé, mă. O fi el Mbappé și dacă e Mbappé, ce trebuie să rămână mingea la el? Hai, calm. Țin apăsată pe viteza asta de zici că e... Asta trebuia să fie gol, să mă rog, șut la poartă, frate, până a făcut preluare, până și-a așezat mingea din prima cu Isane. Din prima, ți-am dat pase din prima, nu stai două secunde cu mingea la picior, din prima, tată. Of. Trebuia la scurt. A intrat și Trivela asta puțin. Trebuia la scurt acolo cu Richarlison. A fost vina mea. M-am dus la lung, trebuia la scurt. În fine, hai, bine. Liverpool, pe Liverpool are două, mai are nevoie de una, dar n-am înțeles ceva. Unde e salut Marius, salut. Salut. Adi, față de asta mai e un meci, deci mai sunt două, deci stai, au fost șase până acum, să înțeleg, nu? Cu etapa asta 7 și mai e o etapă. A, deci Liverpool mai are nevoie de una. Liverpool era 2. Stau prost, Vlad, am 7-5, stau prost. Facem 11, sper să facem 11 și... Hai. Nici nu mai bat capul foarte mult. Da, poți să găsești, e un tracker. Adi, pune-te rog pe Discord, pe Discord la Necessary Info, pune puțin tracker-ul ăla, te rog frumos. Salut, mare, salut, chiar azi am vorbit. Cum am Marius. Ce frumos ai făcut. Mă, trebuie să-ți meargă jocul ca să poți să faci ceva. Dacă nu merge, n-ai ce să faci. Și așa am avut câteva faze, dar nu vreau să mă... Chill. Heroes garantat o să fie și Heroes garantat. Moșu Trapper. Nu, asta e un alt playlist, e un playlist nou, bine că mai sunt melodii și din live-urile trecute, dar e un playlist pentru ceva sport extrem, nu știu ce, că-s categorii și am zis că hai să-l bag pe ăsta, mai schimbă. În ziua de azi e mișto să fii trapper, bă, dar sunt trapper buni, de ce? Eu nu prea ascult trap, dar sunt trapper buni, nu știu ce trapper buni. Interesant. I-a spus treaba doar că mă duc la baie. E bun și atunci. De ce, mă? E un stil la fiecare cu plăcerile lui și cu stilul lui.
da, încerc un... Asta încerc, de 3 ore am făcut, i-am o dată, mă, că... Aoleu, n-am făcut să put, am vrut să fac un borol cu șut, dar n-am mai bucat. Încerca să fac un drag back, mă, de 3 ore și nu mi-a luat. Ah, nu m-am grăbit, de ce, mă, și l-am văzut că era plecat. Mamă, de ce mă grăbesc, mă, și eu uneori joc ca o cismă, mă. Uneori, de multe ori joc ca o cismă, dar mă rog. Jocam sus, atacam sus, atacam sus și mă prinde, mă. Prea forțez, mă. Lasă-l pe Varan, retrage de Varan. A mea, a mea. Nu acolo, bă, 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 mizerie de joc. De ce dai acolo dacă eu am pe ăla la 16 metri, mă? Ce pressing mi-ai făcut, mă? Aia mea. Bine, Rudiger, hai. Dă-i. M-am grăbit, așa e. Hai. Dă-i în ea. Bă, dă-mă video. Bă, n-ai cum, bă, n-ai cum. Ia uite, mă, iară, dă-mi video. Bă, dar n-ai cum, frate, nu dă-mi video, mizeria asta. Hai, dă-i în ea. Mersi. Vai, Doamne, ferește, așa ce om. Oh, Doamne. Mamă, dar ce prost e, mă, frate, ce prost îmi merge, mă, băga, știu. Da, deci nu mi-a comenzele, jur, frate, jur, nu face un drag back, nu-mi dă drumul la pase, nu, deci efectiv, e, mamă, e în față de meciul trecut când s-a mișcat foarte bine, bine, am mai șutat din prima și nu mi-a luat, da, jucabil, offside, meciul ăsta nu-mi face drag back, frate, nu-mi dă drumul la pase, ești nebun, nu, ce ai, mă, bobiță, mă, deci, conexiunea e importantă, rău, mă. Conexiunea e importantă, rău, frate, deci n-ai, conexiunea e foarte importantă, frate. Apropo, când vorbeam la începutul live-ului, că e o mizerie și că trebuie să ne folosim, și asta o zic campion mondial, o zice Texas, zice Huge Gorilla, o zic jucători de top, cum Nick sau Inception, mă refeream inclusiv la asta, și eu folosesc, frate, n-am ce să fac, nu are legătură cu realitatea. Nu sunt de acord, dar ce să facem, mă, oameni frumoși, că la urma urmei trebuie să fim câteodată și noi mizerabili în ale jocului ca să câștigăm, că na, contează rezultatul la final. Și nu o să vedeți multe chestii gen Sculptor, Boros, Sculptor în real life, nu o să le vedeți poate odată la 1000 de meciuri. Trivela shot, îs frumoase, au legătură cu realitatea? Nu! Câte vedeți voi de astea în fotbalul real? Cine știe cum, o dată la un sezon, dacă vedeți, se dau 3 pe meci. Da? Inclusiv eu folosesc mizerie, dar ce să fac dacă ăsta e meta jocului? Aie, frate, FIFA nu e neapărat fotbal, da? Când vorbim de mecanica jocului, asta e. Trebuie la numai Messi dă, numai Messi dă și cine știe la câte meciuri ca să-ți intre. Aici dai și 3, 4, 5 pe meci. Aie, o mizerie, ce să facem, frate? Folosim și noi ce...
Ce e stricată mizeria asta. Aia. Mă, eu în cascul pe aia vechi. În cascul, adică Eminem, Dr. Dre, Snoop, 50, da. Mai bag și câte un Tupac, câte un V.I.G, adică Jay-Z, old school, old school, old school. Ăștia, noi sincer, nu prea. Da, Quaresma era, bă, n-ai invitat el Trivela, dar era, da, era Quaresma foarte bun Trivela. Eu nu zic că nu trebuie, bă, eu nu zic că nu trebuie să fie Trivela în joc. Eu nu zic că nu trebuie să fie Borol cu Scupton. Zic doar că n-ar trebui să fie atâta de meta, pentru că nu sunt folosite în real life. Sunt chestii unice, ar trebui să fie foarte greu de făcut și să fie pe anumiti jucători. Cred că ar fi mai real, gen, să ai pe un jucător pe cum Quaresma, Messi, spre exemplu, să aibă Trivela, dar un jucător pe cum Cristiano Ronaldo să nu aibă Trivela. Înțelegi ce vreau să zic? Fiecare să aibă anumite caracteristici, ca să fie puțin mai aproape de adevăr. Aici dai Trivela și cu fundașul lateral, tată, care are 20% care în real life n-a dat în viața lui Trivela. În FIFA dai, că asta e situația. Bine, anul ăsta Trivela, anii cu Boros cuptăm și știu eu ce mai elasticuri. Anii trecuți erau Bridge, era la crocheta, făcea la crocheta de la jumătate. Țineți minte la FIFA 19 sau 20, făcea crocheta de la jumătate. Deci făceai, intrai undeva la 25 de metri și începeai să faci la crocheta în continuu până intrai cu ea în poartă. Făceai la crocheta, la crocheta, la crocheta, numai așa merge. Nu putea să-ți facă nimeni nimic decât prin fault. El Tornado, țineți minte El Tornado cu central în centru, sau El Tornado la 16 metri întoarsă cu șut, era tot timpul gol la voleu? Ce vorbiți, mă, moviți? În fiecare an a fost ceva meta, ceva stricat. Al naibii că nu a fost nimic meta stricat care are legătură cu realitatea. Tot timpul au forțat ceva, așa, niște SF-uri. Cred că anul ăla în care la crocheta, făcea la crocheta efectiv de 10 ori, o făcea în continuu de 10 ori. Țineți minte? De 10 ori luai și făcea la crocheta, după aia au băgat al doilea an ca să nu poți să mai faci. Faci primul dribling, al doilea dribling nu-ți mai iese. Atunci îți ieșea al doilea dribling și al treilea și al patrulea și al cincilea, back to back, făceai șir la crocheta, la crocheta, la crocheta. Intrai cu ea în poartă, frate, n-avea ce să-ți facă nimeni nimic. Lăsați Trivela. Ei, folosim Trivela, ce să facem? Și eu folosesc, știu că e o mizerie. Dar ce vrei să fac, mă? Trebuie să câștig. Na, asta e. Mizerie, nemizerie. Ce vremuri când făceam, mamă, uram. Ăla cred că, dacă mă întrebați pe mine, cea mai mare mizerie la scăpare, la meta, la ce vreți voi, cred că a fost aia cu la crocheta. Nu aia cu El Tornado. El Tornado îmi plăcea tot timpul. La mamă, duceam bandă, făceam El Tornado, mă distream, râdeam pe cea de mamă, pentru că era puțin mai greu de făcut El Tornado, știi? Dar aia cu la crocheta, care e simplu de făcut, aia m-a disperat, frate. Deci uram, nici nu făceam. Uram, frate. 3-1 Aston Villa. Nice, mă. Nice pentru Aston Villa, n-aș pa pentru Manchester. Bă, Laur, eu joc 4-2-3-1, 4-2-2-2 și am și un 4, asta e că m-am dus pe echipă, că ce formație jos, m-am dus pe echipă. Cam așa încep eu, asta e formația pe care le folosesc. Asta e pentru dropback, joc cu pressure and heavy touch, atenție, balance și cu direct passing, am încercat și ordinele lui Boras, nu m-am regăsit, nici ca lui Boras, nici ca, adică, na, au, sunt mai buni, au stiluri diferite. Atunci am schimbat, m-am dat înapoi pe ordinele mele. 6-4-1-2-1-2, asta e ultra attacking. Cam așa joc, cam asta e. Cam așa încep. 40-50, nu mă duc mai mult aici, undeva la 40 aici, cu direct passing. Cam așa e in game. Și instrucțiuni, aici e joc puțin mai ofensiv. Știți că mulți joacă cu stay back, inclusiv pe ăștia, eu nu joc. Eu joc normal cu get in the box for crossing, cine știe cum, dar dacă am un high-low aici, joc comeback on defense. Din coace joc cu comeback on defense și unul pe balance, ambii cu convert center și fundașii dau stay back cu overlap. De ce overlap? Să nu-mi împingă fundașul lateral, și aceeași chestie și pe 4-2-2-2, să-mi fungă fundașul lateral în exterior, să nu-mi taie singur în interior, pentru că dacă îmi taie în interior, îmi împinge elamul și ramul în exterior.
Are logică ce zic? Și atunci overlap-ul intră la construcție în exterior, astfel încât lamul și ramul să intre în exterior, care oricum ei au cu get in the box for crosses. Nu știu dacă are logică ce zic, dacă înțeleg ce vreau să zic. Asta e motivul pentru care joc overlap. Da? Uneori joc și balance, dar în momentan joc overlap. Da. Da, dar nu sunt tactici. Mă, eu nu sunt jucător pro, mă, Laur. Eu nu sunt jucător pro. Și vă spun sincer, astea sunt tacticile pe care le-am de vreo 3-4 sezoane de la Boras Legend și de la Tex. Vorbesc foarte serios. 4-2-3, dacă vorbim de 4-2-3-1. Dar că eu am mai schimbat eu acolo la depth. Ei joacă pe 70, eu joc pe 50. Ei joacă cu stay back, eu joc cu balance. Ei joacă cu, știu eu, pressure after possession loss, eu joc, am încercat și așa și joc cu pressure on heavy touch. Dar ordinele, deci formația și mare parte, să zic 80%, 70-80% din ordine, ies fiind de la Tex. Da. Sunt furate de la pro. Nu știu ce colaborare, cum, ce e asta. Nu știu la ce te referi. Salut, Sam, în primul rând. Bine venit. Wow. Ai, what the fuck, nu m-am bucat. Uai. Dar am văzut că nici nu mi-a lăsat viteza. Vreau să fac dragback-ul. Dar am văzut că nu mi-a lăsat viteza și... Ouleu, m-a prins aici. Mersi Courtois, m-ai salvat dintr-o... Era nașpa, începeam cu gol, era nașpa. Bă, da, eu nici n-am dat formația, mă, eu jucam 4-3-3. What? Nu știam ce caută Anthony acolo, mă. A scos-o Alisson. Am dat finesse, nu trivela, pentru că Son are finesse trade-ul și ăsta e motivul pentru care am dat finesse. Oh, Alisson! Băi, așa de bun Alisson anul ăsta? Mamă, de ce a scos-o? Asta cel puțin a fost... What? A fost what the fuck? Bă, măcar muzica e bună, nu? Ah. M-am împins, dacă nu mă împingea. Hai. Ce te-ai oprit? Anthony! Ce pas am dat? Cancelo jos! Fuck! m-a luat, mă.
offside, cred că am ieșit bine cu ăla. Mamă, am riscat puțin acolo. M-am băgat în el prost. Hai, dai. Mama, Alisson ăsta, bă, frate! Ce are, mă, mâncața șochișorii tăi azi, mâine și păi mâine, Alisson-ul curului. Ah, am încercat să intru în forță cu fake shot, n-am ieșit. E iurea că ăsta încă n-a ajuns la poartă și când ajunge să vezi belea. Du-te. Boroș, centru. Nu așa, mă, bă, ce-am greșit-o, mă. Hai, dăm. L-am scos pe Varan, de acolo n-am ce să fac. L-am scos pe Varan. Nu cred. Îmi dădea gol la prima fază, mă. Mamă, dacă îmi dădea gol la prima fază, muream de nervi. Am scăpat, mă. Era primul șut. Nu acolo, coițe. Chesiete, mama dracului. Ia vezi, mă. Hai în 4, hai în 4-2-2-2. Hai în 4-2-2-2. Băi, greu meciul ăsta, mă, părea mai simplu așa. Mamă, dar cum e cu 3 pe mine, mă, cum joacă constant pressure ăsta, mă? Joacă constant pressure, da? Hai, că ești tu, hai că ești. Mamă. Bă, ce m-a jucat, mă? Dă-i, hai că o dată, dă-o, nu contează. Hai, de prima, ăla-i tată. Mamă, ce mă presează, mă. Fuck. Când se bagă World Cup? World Cup se bagă pe data de 9. Mamă, părea mai simplu, mă. Pe ce joacă ăsta, mă? Salut, Colvi, salut! Cum merge? Nu foarte bine, da? Nici nu-mi bag capul foarte mult. Nu pe 9 bagă? Știam că pe 9. Și-a văzusem ultima postare. Poate am văzut greșit. Ah. Bă, ce târziu! Ce mizerie de joc! Ce târziu a dat-o, bă! Bă, ce târziu a dat-o! Cred că a durat 2 secunde. Bă, am dat-o din prima, mă, frate, mă! Din prima am dat. Bă, ce târziu a dat drumul la minge, mă! Bă, ce târziu a dat drumul la minge, mă, jur. Bă, din prima am dat-o, frate. Efectiv 2 secunde a stat cu ea la picior, mă. Fuck, ce gol mi-a luat. Aia. Bă, a arătat multe. Era în aer golul ăsta, sincer. A, da, ala pe lângă minge cu aia. A făcut ce drău, a dat pe lângă minge. E ok, da, lumea ăsta de joc.
Aia înapoi 4-2-3-1 și dacă e cază ne ducem. Mamă, cum se mișcă, tata. Mamă, cum se mișcă. Nu găsesc o scuză, dar mamă, cum se mișcă. Ce târziu, mă, de ce dă, mă, drumul? Bă, de ce dă drumul așa târziu la minge, coaie? Electronic Arts, dă-ți-o în ceapa măsii, mă. Iar pățesc coaia, că zic că e controlorul meu. Mi s-a zicat controlorul că nu dă drumul la... Nu merge și când colo. Aoleu. Știți povestea de când anul trecut, acum 2 ani? Unde a dat-o Haaland, mă? De picior stâng, frate. Când mi-am dus și mi-a schimbat controlul, că am zis că e stricat, de asta nu merge, că e stricat controlul, ce boss sunt, frate. Au luat un alt controlul, că am zis că de asta nu merge. E o mizerie, Haaland asta, jur, e o mizerie. Ce să fac, frate? Trebuie să schimbăm. Dar bine că dacă era să rateze, că te-a să rateze, era și Mbappé ratat de acolo, nu-i problemă. Aia. Cum să ratez de acolo, frate, mă? Aia, frate. Ce s-a întâmplat? Ah, nu mi-a părea. Ah, dacă trece asta. Nu la adversar, coise. Nu la adversar. Bă, gamiaș! Haaland, e, nu e, mă, frate, e mult hype în jurul lui, dar nu e, într-adevăr, sunt meciuri în care îmi dă, sunt meciuri în care nu-mi place, nu am o problemă, n-aș avea o problemă, bine, e 3 cu 3 și foarte limitat, asta e clar, dar am o problemă cu faptul că nu pleacă, mă, e foarte greu, știi, nu pleacă, efectiv nu pleacă când trebuie. De mă, nea, mă, și naiba, mă. Ce șut a dat, am dat-o la lungă, a dat-o la scurt, mă. Bine, cred că nu trebuia să șutez, trebuia să dau un extra pas, da.
Bă, să-mi bag picioarele. N-am văzut câte minute, mă. Abia acum m-am dus constant pressure, ce prost sunt. N-am văzut că e în top 10, mă. Aveam presechii mai... Hai, constant pressure. Ana, că-s constant pressure! Ce faceți, mă? Bă-s constant pressure, am dat și manual și din ordine. Hai, mă! Hai, mă, că-s constant pressure, ce faceți, mă? Bă! Ce faceți, mă, că-s constant pressure, hai! Ia uite, s-a dus direct în el, bă. Bă, ce fac ăștia strângiți, doamne! Hai, doamne, mi-am ăștia! Hai, doamne! Hai. Of, doamne, ferește, mă! Ba, nu mă pot supăra, a fost acolo. M-am făcut coins. Bă, nu am folosit autobarea, asta e clar. Și nici n-am cumpărat. 4 schimbări. Sunt 5 schimbări, ai voie 5 schimbări. Erau obosiți. Stă-te o pitere. Stă-te o pitere încă. E ok, om. E ok, ok. Chiar e. Erau prea obosiți, erau prea plictisiți. A, bă, moșule, ne pui să alergăm acum în top 10. Oricum, am greșit... Am dat târziu. Am dat foarte târziu. Bă, dacă dădeam golul ăla, mă duceam drogbeck. Dacă dădeam golul ăla 1 vs 1 cu Haaland, a dat-o în pizda, măsi. Mă duceam drogbeck și Mumu. Da, na. Oricum, m-a jucat cu pressing. A jucat. Aoleu. Mamă, hai, ridică-te. Bă, stați, mă, că ăștia mai au tare. Bă, stați puțin, mă, băieți, mă. Dă-ți un pic, că ăștia mi-au pus gând rău, mă. Hai, calm. Dă-ți un pic, mă, trebuie să fim atenți, că ăștia mi-au pus gând rău, mă, băieți. Bă, băieți, puțin atenție, că e groasă. Vor să mă bată, mă, toți, nu știu care trebuie. Aha, iar a luat mingea, iar a rămas la el, normal. Și acum, nu? Da, noroc a greșit pas. Noroc a greșit pas, bre. Hai. Aeresim jocul. Calma. Am încercat un borul, da, bine și așa. Oh, bobiți. Mamă, cum am trecut pe lângă minge, mă. A, bă, Haaland, că ești, vai de viața ta, ce lent poți să fii, coaie. Ce lent poate să fie, bă, frate, bă, de atât lung de linie, mă, lung de linie și atâta, mă. Ce lent e, frate, jur, mă, e lent, e prea lent, frate. Hai, dă-i. Ce lent e, frate, mă, zici că n-are pornire, zici că-i... Ei, unde am dat-o? Am dat-o Lewandowski, mă, bravo. Bă, oricum, nu cred că ne mai prinde mult cu el. Probabil încă în Weekend League. Probabil încă în Weekend League.
maxim în Weekend League. E mai rapid Leva, frate, care are 70 și ceva, mă, deci e incredibil jocul ăsta. Dar mă rog, nu e, vă dați seama că nu e vina, ok, nu e vina, nu e vina jucătorului, e jocul de așa natură. E mai rapid Leva, e mai rapid Benzema, care nu, fără boost pe viteză, atenție. Aoleu, ce poate să-mi dă. Sigur că eu zic că contează foarte mult și de conexiune, mă. Eu am părerea asta mea legată de conexiune, pentru că practic același, spre exemplu, un jucător care are și el Haaland, lui îi merge și tu ai Haaland și ție nu-ți merge și oricum, oricum mă grăbesc, frate, mă grăbesc, dar nu înțeleg de ce cam 1-0, ar trebui să-mi iau tot timpul la finalizare. Trebuie să reciclez mai mult, ia să stau mai calmă. Trebuie să reciclez mai mult mingea. Se apără, frate, și așteaptă greșeala mea contraatacul. Și eu atac în continuu și nu reușesc pentru că are două linii, se apără pe două linii. Hai să reciclăm, îl scoatem puțin, îl invităm la joc. Hai. Am încercat, dacă mi-ieșea treceam, dar nu mi-a ieșit, n-am trecut, aia e. Ideea n-a fost rea, dar... Greu, mă, greu, mă, Afcean, greu. Greu, n-ai, mă, n-ai. Suntem dependenți de conexiune și atâta, frate. Îmi pare rău că trebuie să o zic, că nu caut scuze sau ceva, dar suntem dependenți de conexiune, frate. Dacă ai conexiune, merge, dacă nu. Efectiv, sunt, deci, nu poți să dai pase, frate. Se mișcă mult mai greu, reacționează mult mai greu, îți ia comanda foarte târziu. E greu, mă, e complicat. E complicat să câștigi sau ceva, dar e complicat să-ți păstrezi așa calmul. Pentru că în același timp adversarului se mișcă, pentru că se vede că ei se mișcă. Deci pregătești șutul, el mai face 3 pași, băi, efectiv 3 pași, mai face 3 pași, eu deși am încărcat să șutez, el mai face 3 pași. 3 pași, frate.
Ah, nu cred. Doar 1-0, om. Nu mai știu ce alea. A ieșit afară, nu cred! A făcut direct back și ăștia afară. Da, du-te în pizda, măti, băi, de joc. Hai, mă, marș, 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 marș. Hai, marș, marș, marș. Marș de aici, Electronic Arts. Marș de aici. Marș. Hai, marș, bă. Hai, chiar că marș. Dă-o în ceapa, măsii, și pierzi un meci de ăsta, mă. Hai, bă, maș, mă. O dată, de două ori, de trei ori, de două ori, închis, da, mă, și mergi de mergi, mergi de mergi, mergi de mergi. Of! Și-ți dă un rebound, o mizerie, și-ți dă gol, mă, frate, mă. Când te trebuie să ai 3-4-0. Of, Doamne. Of, Doamne, ce joc, mă, ce joc. Nu joci, joci liniștit, joci stresat acum. Ce, cum se întoarce ăla, mă? Dar din nou, nu-i vina lui, nu-i vina lui, nu-i vina lui, ce vina are el. Dita mai kick off glitch-ul, bă. Dita mai kick off glitch-ul, bă. Bă, dita mai kick off glitch-ul cât casa, bă. Bă, cât casa trece prin jucătorii mei, e absurd. E absurd, frate. Trece prin ei, frate. Zici că simt vizibil, bă, frate, mă. Dă-o în ceapa, mă. Mă, trece prin jucător, coaie, n-ai cum așa ceva, mă. Trebuia să-l faultez. Prost, nu l-am faultat, trebuia să-l faultez. Bă, ăsta n-a făcut nimic tot meciul, mă, băga mea și picioare, nu cred cu aia. Bă, nimic tot meciul n-a făcut, frate. Oh, nu. Ia uite, mă, nu dăm minge, normal. Hai, mă. Fugi că abia ai intrat, Paulinho, fugi de parcă stai, jur. Ia uite, mă, a luat mingea, a rămas tot la el, mă. Of, nu mai am răbdare la vizierea asta, jur. Nu mai am răbdare, chat, nu mai am răbdare, mă. Asta e problema, nu mai am răbdare, mă. Nu mai am răbdare, mă, chat, mă.
ce i-a dat-o lui, mă? Deci, jur, bă, jur ce se întâmplă, mă. Iară, bă, i-a luat mingea, mă. Bă, i-a luat mingea, coi, cum? Bă, dar ce s-a întâmplat, mă? S-a întâmplat. S-a dus ăsta constant pressure că nu mai iese nimic mie, mă. Și toate mingele la el și a mei zici că-s morți, bă. A mei zici că-s morți în... Ia uite, mă, tot la el, mă. De două ori dă în mine tot la el, mă. Mi-a dat gol, coaie. Bă, mi-a dat gol, bă. Bă, mi-a dat gol, mă. Voi v-ați văzut de la 2-0 ce s-a întâmplat? Bă, eu nu cred, mă. Cum, mă? Ce meci, bă. S-a dus pe mezeria de constant pressure și nu pot să mai fac nimic, mă. O, ta mea nu fugă. Abia a intrat în teren, mă. Hai, du-te, du-te. A, asta e pierdut, frate. N-am ce să-i fac. Am pierdut meciul ăsta, jur. Bă, am pierdut meciul ăsta, chat. Nu pot să cred. Bă, eu nu pot să cred că am pierdut meciul ăsta. Bă, nu pot să cred, coaie, jur, nu pot să cred, mă. Bă, nu pot să cred, bă, n-ai cum, frate. Bă, n-ai cum, coaie. Aie. Aie. S-a zis constant pressure. Da, da, da. Oameni care zice că constant pressure, știi care e faza? Îți marchează jucătorii, mă, stă sus și îți marchează jucătorii. Efectiv nu poți să ieși din apărare. Dar faza e că eu nu m-am dus. M-am dus într-adevăr Drogba, după aia am revenit. Da, asta e, nu e nimic. M-am tiltat tare, mă. M-am tiltat tare de la 1-0, de la 2-0 pentru bine. Era tiltat, pentru că nu-i posibil. Trebuia să am 4-5-0 rejert, frate. N-ai cum să ratezi mizeria asta. Și presimțeam, mă, că o să revină, mă. Am zis că poate nu mă bate, dar presimțeam că o să revină. Jur, presimțeam, mă. Când ai meciurile astea în care ratez, opa. Ok, mersi frumos. Asta e nouă. Când ai meciurile astea, v-am și arătat meciul ăla la începutul ăla. Când ai meciurile astea, cum îi dau thanks-ul ăsta, chat? Vreau să-i dau mulțumesc. Cum fac să-i dau? Unde trebuie să intru? Unde trebuie să intru, chat? Unde trebuie să intru? Cum trebuie să fac? Stați că m-ați învățat data trecută și am uitat, mă. Nu prea știu. Deci trebuie să mă duc aici, la Game Base. No? M-am dus dropback, Adi, m-am dus dropback, dar la 2-1, că mi-am luat kick-off glitch-ul, la kick-off glitch nu eram dropback. N-am avut ce să fac, după kick-off glitch mi-am dat, după la 2-1 m-am dus dropback. Dar eu nu mă duc de obicei, mă duc la augment 80, mai ales când conduc 2-0. Unde trebuie să mă duc? Aici? Nu. Ce atunci trebuie să mă duc? Mă ajutați puțin? Search player. A, search player, așa. A, ăsta e băiatul, nu? Ăsta e băiatul, nu? Da, mă, da. Așa, și dau mesaj, nu? De aici, nu? Uh-huh. Da, mă, da, 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 da. Așa e frumos, mă. Ia, am și de asta, ia. At. Așa, și? Cum, stai, gata. Păi și de ce nu? I-am dat, i-am trimis? I-am trimis, da. Of, doamne.
Hai, mă, nu-mi da în Germania, mă, nu-mi da în Germania. Dă-mi în Polonia, te rog. Cât am? Bă, nici nu știu. 96? 95? 96? Am 10 oare? Nu cred că am 10. Nu știu. Calculăm după asta. Nu, chiar nu știu. Calculăm după asta. Băi, zic că facem 11, nu? Adică, pa, nu mai am. N-am trebuit să mă tiltesc. M-am tiltat tare, mă. Adevărul că am avut două meciuri care m-am tiltat. Unul l-am câștigat, dar unul l-am pierdut, dacă era mai calm, dar asta e. Bine, mi-am luat kick-off griciul ăla, kick-off griciul ăla n-am avut ce să fac, efectiv n-am avut ce să fac. Am frumoasă echipă, mă. Mai puțin Diego Dalot acolo, putea să iau un infon. Un Dalot infon, cel de 84. E 97? Am nu, așa de prost au? Mamă, nu cred că e 10, mă. E 9? Bă, dar nu mai scoate nu-i portarul la jocul ăsta? Am o scoate și voi odată portarul, să dăm și noi o mizerie de aia. Am dat trivelea, mi-a dat fines, mă, două timp, ceapa, mă, tine. Am dat trivelea, mi-a dat fines. Nu, e DNF. Nu cred cu aia, e DNF. E DNF, mă. E al doilea DNF Weekend League-ul ăsta, mă. E DNF cu aia. Ai Croson? Da, păi joc doar cu Croson, am zis. Next Gen Croson. E DNF, mamă, trebuie să câștigăm două. Am două DNF-uri, mă. Trebuie să câștigăm două din trei. Mamă, nu cred. Aie, capul sus, nu-i nimic, nu-i nimic. De asta a pus pauză, oare? Aie, capul sus. Tot aia e, tot aia e, sunt foarte chill, pentru mine e important să fiu chill. Mi se rupe 9-11, tot aia e, chiar sunt chill. Chiar sunt chill. Adică în momentul în care joc, îmi fac treaba, iau bătaia să-mi iau DNF-uri, aia e. Nu e problemă. Nu mă afectează foarte mult, în sensul că... Era, dar dacă erau jucători de 16, de 20, poate mă ofticam sau ceva, dar așa nu mă oftic. Adică mă oftic puțin, dar nu foarte mult. E o chestie de moment, știi? Da, mă, DNF, mă. Știi ce e important? Important e că sunt cu zâmbetul pe buze. Adică, ok, mi-a luat DNF, ok, e o mizerie, ok, și ce? Ah, fake shot! Fake shot, să-mi fac culoar, frate, să-mi deschid unghi. Iată, sare din chestii, mingea de zici că e.
pase la adversar, evident. Ok. Pase la adversar din nou. Ok. Normal, în Gomez, logic. Hai, nu ne ofticăm, tot e în regulă, tot e sub control. Ah, aici m-am haladit, mă. Trebuia o elastic cu ceva, da? Trebuia să iau o pauză, așa e chat. A, păcat, mă. Saci, am greșit-o, mă. Mă-te de joc. Bă, ce are, mă, mizeria asta? Dau o pasă simplă. Nu-i nimeni lângă mine, o dă direct la adversar, bă. Bă, dar n-are nouă logică, mă, coaie, jur, mă. Băga-mi aș picioarele, mă. Hai, dă-mă așa, simplu, 1, 2. Doamne ferește! Cozi, după ce terminăm weekend league-ul ăsta, fac ce vreți voi, mă. Da, să termin mizeria asta de weekend league, că deja nu mai am răbdare. Mamă, lucru de NFL și cu mizerii. Aole, tu weekend league-ul ăsta cu de NFL și mizerii. Hai, nu-i nimic. Bă, să intru, nu intru, frate. 74, 64, 40, 30, nu intru. 74 de meseori se joace bunicul Dumnezeu să-l iert. Bă, n-aș deschide neapărat azi, că aș păstra pe săptămâna viitoare. Asta nu înseamnă că dacă prostezi pentru vineri, îți dă nu știu ce. E posibil să deschid azi, să-ți dea azi, mare lucru. Oricum, cel mai prost rezultat. Acum, cu tot cu DNF-uri, fără DNF-uri, oricum e prost. Nu pot să stau eu acum, că domnule mi-a dat DNF-uri. Trebuia să am 11 lejer. Bă, pe butonașe stăm? Nu stăm? Bă, mai încă 7 butonașe și facem și dai 200, căpăiți. Dacă mi-a dat cineva hack, bă, e posibil, nu m-am uitat dacă am jucat contra la PlayStation. Și dacă mi-a dat cineva hack, asta e. Eu am zis că o să joc, indiferent ce și cum, Next Gen Cross Platform. Să intrăm pe 44, ce să fac? Dacă nu găsește sub 40 de meseri, ce să fac? Intru și eu pe ce pot. Probabil jucăm pe Germania, aia e. Merge și Germania. Invicibile, ia vezi.
Nu trebuia să intru, patinează jucătorii, nu trebuia să intru, am greșit. Ah, nu trebuia să intru pe 40 de mesiori. Nu trebuia să intru, am greșit, chat! Aoleu, patinează jucătorii, jur. Patinează jucătorii, ce rău merge! Nu trebuia să intru! Vai, ce rău merge! Aoleu! Dar și așa am zis patinaj artistic, așa că pana mea. Nu acolo, dar mă rog. Hai. Nu acolo am dat, am dat în centru la sonda, mă rog. Mamă, ce prost merge. Doamne, ferește cum mi se mișcă. Ia vezi, mă. Știi și de astea. Ce târziu, coaie, ce târziu, coaie, ce târziu și ce greu. Uite o leacă, mă, nu dă în ea, mă, mamă, ce târziu și ce greu se mișcă, jur! Dă-ne! Ai și la 0-0 ăsta, mă, toxicul, a? Ai! Comunitatea de FIFA, tată, ce să facem? Asta e, asta avem, cu ăștia jucăm. Ăștia-s. Bă, oricum, pe de o parte e bine că ai și că mi se mișca absolut. Ha, mă, dar de ce îmi dai, mă, pe... Dă-mi și mie pe 30 ceva de meseori, te rog frumos. De ce, uite, 46, 52, 44. Dar nu vreau să joc pe Germania cu aia, dă-mi pe ceva să joc, că și așa se mișcă de rahat. What the fuck? Păi, dar ce are, mă? De ce îmi dă numai pe Germania, mă? Nu vreau să joc pe Germania. Nu vreau să joc pe Germania. Vreau să joc pe Polonia, hai. Mamă, nu cred. Salut, salut, Ovidiu Daniel. Destul de prost, foarte prost. M-a omorât azi și pe delay și pe, și pe DNF-uri, de toate. Mi-a luat de toate. Și DNF-uri și cheat. Se mișcă cum se mișcă, da, e ok, nu-mi bat capul prea mult. 50 de meseori, 48 de meseori, ce naiba, mă? Bă, e ok să știi, Richarlison. Dar de ce îmi dă, mă, pe meseurile astea, mă? Ce se întâmplă, mă? Închis jocul. Nu, e efectiv, e, există. Există că-l văd eu. Îl văd eu pe Duma OS. Zic că e ok, Richarlison. Mie îmi place. Ținând cont că n-ai un jucător de buget, e un jucător. Dar nu joc striker, atenție.
L-am deschis, băgat în picioare, mai degrabă nu-l deschideam. Ce mizerie. Am vrut să fac un short. Am vrut să fac pe naiba să mă ia, mă. Am vrut să fac pe naiba să mă ia, frate. E de la ei. Știu că e de la ei. Știi ce vrei să fac, mă, chat? Asta e. Acum am putut să fac live. Ce să fac? Bă, ăsta pare mai ok. Hai. Cum s-a terminat meciul lui Manchester, by the way? Am luat să fac un short. Mi-a dat o mizerie de 18.000, 19.000. De 80 și ceva, în fine, na. Măcar e 87, măcar bag la un SBC ceva. Mamă, frumoasă echipă. A, toate sunt frumoase, mă. Toți au acum echipe ok, știi? Ce vorbești, bă? Bă, ce vorbești, bă? Bă, ce vorbești, bă? Ce vorbești, frate? Scăpam unul versus unul cu portarul dacă îmi lua. Trebuia să mă bag cu chestii acolo. Nu trebuia să mă bag cu chestii acolo, că e greu, o, e chestie, mă, frate. Odată, mă. Am riscat aici, am riscat aici, am riscat, am riscat. Am riscat, l-am scos pe Varan. Dacă era altul mai bun, mă făcea, Dana. Apase, mă. N-a pasie, lasă adversar, frate. Hai, hai, hai. Of. A dat foul, de ce? Greu îl deschid, mă. Păcat, 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 păcat. Mamă, ce greu, mă, mă. Dar de ce se mișcă așa greu cu ai? Of, Doamne. Doamne, of, Doamne. Of, Doamne, 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 ce weekend league, mă. Dar nu e vina lui, bă, bă, chat, bă, chat, ascultați-mă. M-au zis vreodată că zic ceva, zic de Haaland, într-adevăr, pentru mine overrated, 3 cu 3, e foarte greoi.
bă, nu știu, pentru mine e overrated. Îl am untradeable, ăsta e motivul pentru care joc, nu e hotărârea mea, nu l-am cumpărat eu, dacă ar trebui să aleg probabil Cristiano Ronaldo, cu siguranță Mbappé, de asta am banii acolo. Dar cu excepția lui Haaland, m-ați auzit vreodată să comentez la vreun jucător? Nu e vina lui Son, credeți-mă, că sunt meciuri că vedeți în care Son e zeu. Dar dacă nu-ți ia și se mișcă cum se mișcă și m-am săturat că nu vreau să mă mai plâng de conexiune, ce pană mea să-i faci, frate? E vina jucătorului? Nu. Și atunci, hai, adonăm meciul ăsta, deschidem. Cel mai greu 11 pe care l-am făcut, cred că, în viața mea. Aie, nu-i nimic. Bine că a ieșit. E 11-8, frate, 11-8. Donăm meciul și... Slab, slab, foarte slab. Asta e. Asta s-a putut. Nu am ultimul meci. Mergem mai departe. Aducem Mbappé, trebuie într-adevăr să mă investesc în echipă, deși eu sunt mulțumit, să știi, hai că nu arată rău echipa, mă. Nu pot să dau vina pe echipă, aș fi penibil să dau vina pe echipă, nu, rezultatele și datorită mie, trebuie să mai lucrez la skill, asta e clar, dar cred că trebuie să lucrez mult la nervi, mă enervez, frate, și când mă enervez, după un meci de mizerie urmează 2-3 înfrângeri și pana mea, asta e, deci clar am mult de lucrat. La pisic, la pisic și la skill, dar la pisic. Dar ce mi-a dat? Ce eroare mi-a dat? Ah, ok. Ba da, iam. Hai, deschidem. Ora și care. Totuși am mers rapid, 10 meciuri într-o oră. Am mers rapid, frate, 10 meciuri, bine, 10 meciuri, cât 9. Am luat și DNF, multe... Ca să zic, un sfert, o oră 40? 9 meciuri, o oră 40? Nice. Eu cred că o să fac pentru mâine, Marius. Salut. E prea belea să fii streamer. Bă, nu când joci la Weekend League. Poate e belea să fii când ești, când ești Puiu sau Cosmin, dar când ești Moșu... mai greu. Hai să dăm chat, asta e primul... Oră 20, o oră jumate, da, a mers rapid, dar a mers. Hai, primul e al vostru. Ce se bagă la 8? Dar nu știu, nu o să fim live la 8, că nu mai stau. Terminăm. O să trag pentru mâine un 86 plus, avem și mâine un clip, un short. După aia, marți, atenție, pentru că am avut o perioadă mai de complicată și n-am putut să fac live. Marți sau miercuri o să facem review-uri, da? La membri și evident la cei care donează. Deci vă promit că una din zilele astea facem review-uri. Nu v-am uitat, dragilor, nu v-am uitat. Efectiv, am trecut prin ce am trecut și da, știți situația, da? De asta nici n-am jucat la weekend, știți situația. Și da, două chestii, nu vreau să vorbesc de două chestii, de boală și de delay. Nu vreau, trebuie să-mi scot din cap, da? Deci pisicul, fără boală, fără delay. Nu mai vorbim de boală și de delay. Vorbim doar de lucruri pozitive. Știți de ce? Pentru că, mă, cu delay sau fără delay, 11 le facem oricum, dar trebuie să facem 14, da? Forțăm puțin 14 și după aia, Doamne ajută dacă o să iasă 16. Bine, dacă nu, asta e. Dacă atâta pot, ăsta e skill-ul meu. Nu e o problemă. Hai, 1, 2 sau 3. Aoleo, de ce ești la spital? Ce s-a întâmplat? Anticorp. Bă, sper să am șobolanul. Să știi că ultima dată când am făcut COVID, acum... vorbind puțin mai serios, penultima dată când am făcut COVID, mi-am făcut un test la sânge, mi l-a trimis la Timișoara, am dat și 2,5 milioane și nu aveam deloc anticorp. 3, 2, 1. Merg tot pe mâna voastră, să știți. Că când am mers pe mâna voastră, am mers bine. Majoritatea văd că 3. Hai pe 3, hai. Hai să vedem. Merg pe mâna voastră și... Bă, știți ce? Nu e rău. Vrei, nu vrei. Nu e rău. Pentru First Toner acolo, mergem uns. Hai să luăm pe Ed, vrei, nu vrei. Nu? Ceva mai bun de aici de ales? Nu cred. Hai. Acum mergem pe 1, să lăsăm mijlocul după aia, știi? Exact la final, în centru. Ok, ce pana mea aici. Mama, dar ce mizerii. Candevra. Mama, place ăla de la Spurs. Cred că aș și intra la mine. Ar fi ok, pentru că are boost important, nu? 86, 4 cu 5, nice. Hai, pe ăla dacă mi-l dă. Hai, 2, ăla-i. Acum vine. Spurs, hai. Mamă, ce-s mizerile astea, mă?
De asta am jucat noi la Weekend League, de asta ne facem noi nervi. Nu, ce să zic ei. Mersi frumos, na. Luăm Taliafico, care probabil o să intre la 86+. 86+, intră. Da, ce să zic. Na, material. Taliafiga. Ok. La Rivals mai am ceva de jucat, ca să facem astea, încă 9 meciuri. Încă 2 meciuri. Bă, nu știu dacă ajung în divizia 2, ar fi frumos să ajung, pentru că după aia ne dă 2, ne dă 2 înapoi, nu? Da. Și aici avem un pack de 100.000 la 3. Avem un pack de 100.000, nu? Da, ok, mai avem încă 2, unul de 125.000 azi. Bă, avem pack-uri importante pentru vinerea. Când e 86+? Când e ce? Păi e acum SBC-ul. Dar îl fac pentru episod, gen. Ok, hai. Hai să mai deschidem ceva pack-uri mici pe aici, bam, bam, bam. De fapt, deschid tot mai puțin alea de 50.000 și de 100.000, în rest. Am pus așa astea, 5.000. Îmi dă și mie un Maldini, cum i-a dat Lunelu, din pack de 5.000. Mentafon de la, bă, arată bine șobolanul. La mine cred că ar intra, pentru că am Son. La mine cred că ar intra. Ce e asta, mă? Cumperi mingile alea? Da, chiar mă gândeam să cumpăr niște mingi. Sau delete, știam. Sau delete. Măcar de-l băgă la SBC, mai ziceai, băgai ceva jucători, am trei, bă. Dar m-a dus să dau 20.000 pe mingi. Nu știu cum să fac bani. Mă, să vedeți din pecuri pentru joi. Da, eu... Mă, eu nu vă zic ce trebuie să faceți, fraților. Haga. Și ție și valoare pentru toată lumea. Eu vă zic ce fac eu. Acum, dacă voi vedeți să procedați ca mine, ok. Dacă nu, e ok oricum. La pecuri de lătărie, indiferent cum o dai. Deci e posibil să le... Eu le păstrez pentru vineri, pentru că e event nou și... Da, cu speranță, știi, speranța moare ultima, cu speranța că prinzi ceva din eventul ăsta, nu, pentru că sunt jucători important. Vineri oricum o să facem live, pentru că avem garantată la Heroes, vă aștept cu SharePlay dacă aveți, deci vineri seara, indiferent ce și cum, numai să nu se întâmple vreo nenorocire, suntem live, să deschidem cât mai multe pack-uri de alea. Eu am 2 pe conturile mele, Xbox și PlayStation. Acum, ideea care e, e posibil să ții pack-urile pentru vineri să nu-ți dea absolut nimic, pentru că de obicei drop rate-ul când event e mai scăzut și e posibil să deschizi acum, să iei super, ați văzut premiile alea, cumva pe și general. Deschid și Mbappé din ăla, nu? E loterie, indiferent cum o dai. Acum tu decizi dacă le ții sau nu. Eu o să le țin. Eu o să le țin pentru vineri. Dar asta nu înseamnă că o să iau ceva. La cine dă pack-ul Heroes? Pack-ul Heroes, da, Heroes cu boost-ul. Uite, la final dăm pe Footbin și vă arăt încă o dată cărțele pentru cine nu a urmărit live-urile trecute. Pentru cine a făcut pre-order la Ultimate până pe 21 august? Cei care au făcut pre-order la Ultimate până pe 21 august o să primească pe acolo. Le ținem până vineri și le deschidem la Footies. Le ținem până vineri și probabil că vineri o luăm în brațe, dar, pana mea, măcar încercăm. Cele Marvel, exact, cele Marvel. Fiți atenți, faza știți care e la cele Marvel? Cu 2-3 excepții, vorbesc foarte serios, restul cardurilor sunt jucabile. Absolut toate cardurile sunt jucabile în momentul ăsta jocului. Sunt și câteva win-uri, Yaya Touré, care e incredibil. Dar chiar și alea care sunt mai low, să știți că sunt carduri jucabile, chat. Îmi deschid și mie, cum să nu? Dacă aveți SharePlay, cum să nu? Vă deschid, uite, vă dau ID-ul. Vă dau PSN ID-ul, cum să nu? Dacă ești pe SharePlay, da. Bă, da, ce prost a mers Weekend League-ul ăsta, meh. Prost a mers. Prost, prost, prost. Dar asta e, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Aveți sus pin, da? Basic 80. Apropo, aș vrea ca... fiți atenți, fiți atenți. Grupul ăsta, valabil pentru membri, dar și pentru cei activi. Grupul ăsta pe PlayStation, da, ăsta, da, e valabil pentru toți membrii, atenție, toți membrii poate să intre pe grupul ăsta, inclusiv membrii care sunt pe Xbox, chiar dacă grupul e făcut pentru PlayStation. Puteți să vă faceți un cont de PlayStation, să intrați de pe telefon. Noi mai intrăm seara când facem seara când facem obiective, mai stăm la o vorbă. Mai un obiectiv, mai o caterincă, trece altfel timpul, mai ales când joci la... trebuie să iau și premiile Elite 1. Cred că 52.000 de puncte, cred că a rămas Elite 1 la Squad Battles. E aiurea să joci la Squad Battles, e plictisitor, așa că
stai pe grup, mai e o caterincă. Deci, inclusiv pentru PC sau Xbox, dacă faceți cont, intrați pe telefon cu e-mail, e simplu, intrați pe aplicația pe telefon și stăm în parte de pe telefon. Iar asta e pentru orice membru, da? Bun, doar să înscrieți membrii, vă rog frumos. Pentru membrii Legatus, avem grupul de pe WhatsApp. Pentru toți membrii, vă dau numărul, dacă vreți să vorbiți cu mine pe WhatsApp, îmi scrieți în privat și vă dau numărul, dar pentru grupul de WhatsApp trebuie să fiți Legatus. Chiar vreau să înscrieți cei care sunt Legatus, pentru că nu i-am pe toți, nu știu exact pe toți și da, pana mea. Bine, dacă vreți să intrați. Nu mai e sfatul bătrânilor, nu mai am schimbat, nu. E un grup în care sunt moderatorii și membrii Legatus. Cei care vor să intre, evident, cei care își doresc, pentru că unii nu vor doresc să intre și e ok. Discard! Mă, ar trebui să facem și jucătorii ăia cu mizerile astea de pe cur, nu? E mai bun, mă, Alexandru, e scump, Eto, dar e bun. Mai bun decât Mbappé, nu a zice că e mai bun. Eu zic că e acolo, singura diferență e că Mbappé are un mic avantaj, avantajul skill-ul. În afară că are high-low, nu, cred că e o problemă. Oricum, mișcarea off-ball al lui Mbappé e genial. Dar, nu știu, dacă ai Mbappé, nu cred că are rost să te duci pe Eto. Dacă ai resursele întrebări și îți permiți să faci Eto, nu trebuie să-ți pară rău, gen, ba, l-am făcut pe Eto, nu le iau pe Mbappé. Însă Mbappé are avantajul la skill, într-adevăr. Are avantajul la skill. Dacă e skiller, dacă o dai cu 5 stele, ok, deci asta le păstrăm, asta nu. Asta e premiul de la qualifier, apropo. Dacă ar trebui eu să aleg tradable, atenție, trebuie să ții cont că etoia în tradable și poți să-l faci din resursa în tradable, eu personal și alege Mbappé. Pentru că, ai mă, acolo, acum, sincer, nu-i fi eu super skiller sau ceva, dar în fața porții acolo, chat, mai faci un elastico, mai faci un scoop turn, știi? Mai scoți un jucător din joc. E important. Dar foarte, foarte bun și foarte bun și eto. Ce am văzut, ce am înțeles, m-am uitat puțin și la review-ul la Inception și ce mai vorbesc cu băieții. Uneori ratează cam mult Mbappé. Dar nu e niciun cod, Ionuț. E PSN ID-ul meu. E ID-ul meu de PlayStation. Marius, binevenit. Mersi pentru susținere. Ce zici de Higuain? Eu cred că o să-l fac cu video. Eu cred că o să-l fac. Îl fac super sub. Îl fac. Imediat ce prind. Cred că săptămâna viitoare mai e oare? Trebuie să mă uit. Cum prindem ceva în tradable, high rated, îl băgăm acolo. Da, e puțin mai lent jocul față de anul trecut, așa că nu e obligatoriu să faceți burrow, skip, scoop turn sau ceva, dar uneori, un elastico, un scoop turn te ajută, poți să scoți un jucător din joc și e important. Dar și cu 4 stele poți să faci. Îți iese un fel de scuptăm și cu 4 stele, plus că poți să faci la crocheta. 14 zile Higuain, da, cred că o să-l facem vinerea viitoare. Deschidem pecuri, avem pecuri alea multe, sunt treburi de 100.000, le deschidem și cuprindem ceva, haide, băgăm la Higuain. Deci astea nu le deschid, ăsta îl deschid evident, îl las la urmă, astea le deschid, astea mici le deschid. Eu știu că pe 9 apare World Cup-ul, da. Pe 9 apare addon-ul. Nu are legătură cu Ultimate Team, cum a fost ultimul World Cup. Apare addon-ul care e separat de Ultimate Team. Deci jucăm separat, da? Iar contentul pentru Ultimate Team legat de World Cup o să fie pe data de 11. Pe data de 11, chat. Mersi, MMM. Marius, tu ești? Hai să-l ținem.
Nu, deci ideea care e, World Cup-ul, add-on-ul la joc, World Cup-ul în sine, care e un joc separat de Ultimate Team, nu are legătură, exact cum e Volta, e separat, cum e cariera, e separat de Ultimate Team, e gratis, valabil pentru toată lumea. Eu știu că pe data de 9 zicea, adică pe data de 8, eu știu că pe data de 9. Asta înseamnă miercuri, da? Bun, e un joc separat. Intrăm, jucăm turnee, bam, 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 bla, 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 nu știu ce. E Caterinca cât durează, dar nu e hype-ul așa mare. E Caterinca atunci, o săptămână, două săptămâni, după aia e plictiseală pentru că joci niște turnee, nu e mare șmecherie. După care, contentul care e legat de World Cup, pe care îl găsim în Ultimate Team, abia pe data de 11, asta înseamnă vineri, eu zic că la ora 20 o să fie, că atunci sunt lansate eventele astea, eventurile noi, și de asta la ora 19, la ora 7, probabil că o să fac live. Nu, probabil, 100% o să fac live. Doar dacă se întâmplă vreo ceva, Doamne ferește, legat de familie, de sănătate. Dar dacă nu și suntem sănătoși, live, cu pecurile astea care le vedeți aici. Cu pecurile astea care le vedeți aici. Hai să dau un ăsta. Hai să dau un ăsta. Mamă, nu e bord, mă. Vai de capul meu, ce mizeric. Bă, la mine nu a meritat. La mine nu a meritat pe cu ăla, băgam în picioare. Dar sincer, nu știu dacă îl deschideam. Dar am zis să fac un short, știi? Pentru TikTok și pentru YouTube. Și dacă nu, nu știu dacă îl deschideam neapărat. Bine, era și goloană de Ionuț care a prins Ramos. Zic, mamă, a prins Ramos. Eram cu el, bă, a prins Ramos. Zic, n-am, mă, belea. Mie mi-a dat o mizerie. Da, în fine, aia. Am riscat. Am pierdut. Dar am riscat, ok. Deci asta le păstrăm, asta le păstrăm, asta le păstrăm, asta le păstrăm. Asta nu-l păstrăm, hai. Da, am auzit pe Ionuț. No, dar îl făceam pentru content, nu îl făceam oricum Ionuț, chiar dacă îl făceam pentru content. Da, fiind content creator, uneori fac chestii care nu ar trebui neapărat făcute și nu recomand, dar eu le fac pentru că da, trebuie să mai produc content, știi ce zic. Nu toate izbisurile rentează, nu toate mizerile trebuie luate, dar uneori fiind content creator mai faci. Mai produci, mai bustezi. Da, e o serie de jucători. Fiți atenți, deschid astea acum și după aia mergem puțin pe Footbin și o să vezi imediat. Haga, imediat intrăm pe Footbin și ne uităm pe jucătorii care ne interesează începând de vine. Sunt unii jucători pe care eu zic că pot să-i blochez până la Team of the Season și nu exagerez absolut deloc. Nu exagerez absolut. Bă, hai să luăm și astea, să le avem aici. Hai să luăm și pe curile astea de aici. Hai să luăm și pe astea. Că n-am muncit degeaba. Nu recomand să jucați. E plictisitor. Bă, e foarte plictisitor. Dar acum mai sunt și obiectivele care trebuie să le faceți. Sunt anumite obiective la squad battles. Și atunci cu obiectivele aia mă intru cu băieții pe party. Mai au Caterinca pe party. Și da, e plictisitor. Eu joc ca să produc content. Joc pentru că sunt purmenul tuclore. Și da, sunt 26.000 și două pecuri de 50.000. It's ok. Când ești pe purmele rotul glorie, sunt ok. Bine, joc meciurile astea, eu le joc la legendar. Da, ăsta e avantajul, deci nu joc așa de mult, pentru că am asta la legendar. Asta, sincer, nici nu le joc. Doar dacă am vreun obiectiv de făcut. Joc doar asta legendar, dau skip and so on. Nu merită. Dar în perioada asta, ce se întâmplă, aveți astea. Fiți atenți, în perioada asta aveți astea. Inclusiv jucătorul, uite, pe Duncan. Da, asta s-a scoat battles. Dacă tot faceți, îl faceți pe Duncan și îl deblocați și pe Ghiasi ăsta, dacă pronunț corect, va face și ceva puncte pentru squad battles. Nu o fi Elite 1, dar e Elite 3, așa că merge. Și mai sunt câteva mizerii pe aici care, dacă vă uitați pe la squad battles, puteți să le faceți. Da, până la urmă, să iau și asta, să ce să ne... Mă distrez jucându-le la squad battles? Nu mă distrez, frate, mamă, îmi vine să... Știi cum e faza? Nu mă deranjează squad battles sub primele săptămâni. Pentru că ești la început, e important, pe culoare, resurse, dar deja când ajungi la 4 săptămână, mamă, nu mai am răbdare cu squad battles. Nu. Ouleu. SBC login. A, da, am făcut. Mamă. Doamne. Da, am crezut că n-am făcut. Nu știam de ce n-a deblocat. Sunt două, dar fii atent că sunt fiecare zi. Îți dă un gol pack, jucători bronz. Păi zic, e ok, că la final îți dă un 83+. Oana mea. Asta trebuie să-l fac și pe ăsta. Bă, nu te distrezi. Chiar la squad battles, nu. Chiar nu te distrezi la squad battles.
Deci așa, avem ceva pe cui pentru săptămâna viitoare, plus încă 100.000. Da, nice. Aia astea două. Small goal prospect. De buget Kimpembe, dacă ai ceva bănuți mai, mai mult Marquinhos. Kimpembe de buget și Marquinhos dacă ai ceva mai mult bănuți. Clatule, ce faci, Clatule? Hai, ultimul pe contul meu. Mai deschidem și pe Ramos, dar Ramos e 300.000, frate. Ramos e 300.000, da, Ramos e cel mai bun, clar, Ramos e cel mai bun. Dar e 300 și ceva de mii. Asta sunt 200.000. Ok, ce să zic? Bine, mai am ceva pe cur, dar nu o să le fac astăzi. Vedem, noi le presăm pe săptămâna viitoare. Oricum îi facem neapărat review-uri, o să fac marți. Ce faci, Clatule, cum ești? A, pe Sanuzi ăsta lăsăm. Am asta de făcut. Ia să văd. Nu le-am făcut încă, dar le fac offline să nu vă plictisesc. Dacă aveam episod, le făceam pe episod. Aveam o zi și 4 zile, da? Și astea și astea. Da, da, da. Bă, dar ce slabe sunt pack-urile, mă, frate, mă. Dar ce pack-uri? Gold pack, mă. Cum gold pack, frate? Cum, mă, pack de 5.000 și băgăm 11 jucători? Cere 11 jucători la mizeria asta? Chiar și bronz, cere 11 jucători, da. Și le dă un gold pack. Premium gold pack. Ei, voi sunteți cu toate, voi sunteți sănătoși. Bă, Electronic Arts, știți cum arăta Malcolm Matchups acum 2-3 ani? Acum 3 ani. Știți cam cum arăta Malcolm Matchups-ul ei? Dați puțin, uitați-vă puțin în spate să vedeți. Păi niciodată nu existau pack-uri de genul ăsta, mă, frate. Ce? Ce-s astea? Ce-s astea, mă? Anyway, da, deci ăsta cred că o să-l facem, ăsta nu, Gapo, vedem dacă avem untradeable, upgrade-ul, poate o să facem pentru vineri, când expiră asta, 3 zile, da, vedem, și ăsta trebuie să-l fac neapărat, că e 83, e păcat să nu-l facem, e 83, îl facem, chiar dacă e în 85 acolo. Și cred că pe ăsta o să-l fac. Unde naiba e? Cred că pe asta. Cât de expiră ăsta? A, 75 de zile. Avem timp. Și pe asta îl facem. Dacă prindem ceva în trade, cred că îl facem și pe ăsta. 84, da. Ok. Bun. A spus cineva Mbappé tradeable? Trag de urechi. Da, mă, da. Deci ideea care e? Trebuie să umbrăm la echipă neapărat. Deci neapărat, mă, neapărat. Mbappé, dacă vine Mbappé, pe cine trebuie să mai schimbăm pe aici, să mai reglăm, că nici nu am opțiuni. N-am nimica pe Ligan, dar nimica, frate. Sprafalao Militao. Da, în fine, hai. Bun, aici închidem. Nu mai stau. Hai să deschidem și pe contul celălalt, după aia stăm puțin pe Footbin. Și aia. Trebuie un Renato, da, da, îmi trebuie ceva schimbări. Vedem. A zis cineva Mbappé, mă, taci. Ce noroc ai. Bă, nu am prins nimic, Clatule, nu am prins nimic wow. Am prins ceva wow ca autor, dar nimic important. Am prins un Lucio acum câteva zile. Pe contul meu nu prea dă, sincer. Pe contul meu nu prea dă. M-am învățat deja. Deja m-am învățat că pe contul meu nu prea dă și e ok. E ok. Am prins totuși pe cont. Uite, am prins pe Haaland ăla care abia aștept să scap de el. Am prins un Ramos tradeable din ăsta special. Da, am luat cu câțiva 2-3 lei acolo. Am luat One to Watch. Dar de unde? Mbappé. Da, mă, a luat Mbappé. Dar nu știai, Ionica, că a luat Mbappé? Hai, mă, că știam, mă. Un Sissoko CDM. Da, ar merge. Fanas. Ce formație joci în joci? 4-2-3-1, 4-2-2-2. Astea sunt formațiile pe care le folosesc. Și 4-1-2-1-2, astea sunt formațiile pe care le încerc. 4-2-2-2, lăsește că e foarte similar cu 4-4-2.
Nu am încercat 4-3-3 sau 4-3-2-1. Am zis că e bun anul ăsta, dar nu l-am încercat. Putem să încercăm. Explosiv e cel mai panoramic mod de pace. Nu neapărat. Dacă ești în careu și ești pe skill, ai vreun 5 stele și hai pe agility balance, cu explosiv ăla, în momentul în care ai făcut un elastic, sau, dar trebuie să se miște bine. Să știi că e bun, deci explosiv e bun striker cam dacă ești în careu. Părere 4-3-2-1, nu l-am jucat. Uite-te puțin la Neil Guides și la Inception, au făcut review la formația asta și am înțeles că e ok. Da, am jucătorii untradeable, Zeus, n-am ce să fac, am jucătorii untradeable, trebuie să folosesc jucătorii untradeable. Stai că caut moneta, stai liniștit. Hai că eu între timp pregătesc, bun. Pregăteam food bin-ul, vreau să ne uităm puțin pe food bin. Ca să știm la ce să ne așteptăm vineri. Ca să știm ce nu luăm vineri. Fundașii și CDM-ul ar fi pe next gen, da. Fundașii și CDM-ul și recomandarea mea e, dacă puteți să aveți lentele, ar fi ok. Dar pe atac e cu dite vino, sincer, frate. Dar zi-mi, te rog, fane, și pack-ul de 125.000, zi-mi, te rog, ce trebuie să deschid. Da, știți care e faza? Nu neapărat, spre exemplu, fiți atenți, ăla e pe Valverde. Valverde, eu l-aș face, doi, dacă aș avea pe Valverde, l-aș face lentry, sincer, vă spun sincer. Însă dacă aș avea un fundaș precum, nu un fundaș, un ce, uite, pe Renato nu știu dacă l-aș face lentry, sincer. În schimb, uite, un alt debate, Ronaldo, ce faci? Îl faci lentry, îi dai arhitect sau îi dai hunter și îl lași cum e și dai boost pe viteză și pe shoot? Uite, acolo e un debate, eu i-aș da hunter. Sau l-aș face lentry, poate l-aș face lentry, nici nu știu. Uite, Inception s-ar duce pe hunter, Boras Legend, campion mondial, s-ar duce pe hunter, 100%. Alții s-ar duce pe lentry, mă, nu știu ce să zic. Să deschizi și pack-ul de pe... Da. Da, ok, fane, dar zi-mi, te rog, nu contează ordinea, zi-mi, te rog, pack-ul ăsta, atâta, îl deschizi astăzi sau îl păstrezi pentru vinerea viitoare cu eventul nou? Atâta vreau să știu, ca să știu dacă dau un eu sau nu. Îl deschid azi, perfect, hai. A, dar stai că avem și premiile, mă. Hai, tata, a plecat. Perfect, așa facem. Și dă ceva bun, hai mă. Dă ceva bun, băgă-ne și ceare. Bă, dar nu dă nimic, mă. Nici nu știu ce care. Ăsta e 4 cu 5. Turcia. Îl iau pe ăsta că mai e high? Tot cu 5. Hai să-l iau pe ăsta că mai e high. Ce pana mea, Italia. N-am ce să iau de aici. Iau pe ăsta. Mama, dar ce mizerie. Hai. Hai măcar mijlocașul ăla de 86. Si. Bă, ce praf e Team of the Week, mă. Tocmai pentru că e praf ar putea să dea ceva. Da, înceapă, mă, simă. Mea, mă, ce praf e. Măcar un Mane, ei. Cum ar fi? Lord, frate, ce mizerie, mă. Hai de capul meu. Prafalao. Prafalao, dragilor, Prafalao Militao. Praf, să știi, cătă. Ai luat ceva, cătă, ce ai luat? Walkout totuși, nice, we take it. Verratti, nu? Verratti. E bine. Trede-mă. Da, am luat și eu de vrei, de nu vrei. Bă, dar nici n-am verificat oare am 11 jucători. Dar cred că am 11 jucători. De vrei, ce oamenii? Salut, Cristi! Ce faci, Cristi? Mă, dar trimite-mi un pic o poză cu echipa, mă, că mie nu mi-a în cap. Trimite-mi, te rog, o poză cu echipa. Trimite-mi în privat o poză cu echipa. Dalo... Bentacur ăla, mă, Benta... Ok, te știi că nu sezon bun. Te știi că nu sezon bun. Un început de sezon foarte bun la Barcelona. Dalo, da. Dalo ăla de 84, nu?
Oh, și Pogba. Mai face ceva Pogbinho? Da, să zicem, pe resurse. No, 10.000, frate. Yeah. De Stegen. 20 ceva de mii. Hai să zicem, poate ai un 40 de mii în pack-ul ăsta. 40 de mii. Și oamenii din nou. O prea merită, mă. Ai timp să deschizi premiul? Cum să nu, Cristi? Dă-mi share play, tată. Sau vrei să intru pe contul tău? Cum vrei tu? Cum să nu? Acum le deschid. E gata? Hai. Da, Cristi, cum să nu? Deschide la Cristi Bărbuț. Ia, walkout. Nice. Adică 84 plus. Da, 85. Cober. Era bun un Mane. Era bun măcar un Bentancur, frate. Măcar un Bentancur. Și Dalot era ok. Și Dalot era ok. Da. Păi și care pec să iau? Scuză-mă. A, să iau pecul ăsta. Mamă, 35.000 de... Acum am văzut. Lol. Pecul ăsta de 100.000 zici? Dar trebuie să-l iau cu coins, nu? A, ba nu mă, stai. Păi și cum îl iau? Că nu pot să-l iau. Păi 100.000, tată. N-am cum să-l iau. A, ba nu, n-am ce... Dar nici nu ai, mă, unde e? Nu-i, mă. Păi, dar n-ai, dar e luat deja, văd. Văd că e luat deja. Promopex, nu-l ai, dar oricum nu aveai bani, că era 100.000 și tu ai 35.000. A, ăla cu Team of the Week. A, da, gata, gata, am înțeles. Ăla da, gata, am înțeles. Scuze, fane, scuze. Scuze, nu știam. Ăla Team of the Week, am înțeles eu greșit. Scuze, am înțeles eu greșit. Topit. Bine, și din nou e la fel topit ca mine, că și el tot așa a înțeles. 2 minute, cum să nu? Înscrii în chat, Cristi. Între timp, hai să mergem puțin pe Footbin. Să vedem puțin jucătoria. Deschide și lui Cristi, după aia merge la Nani. De fapt, ce Nani? Meciuri în seara asta. Ne uităm și noi ca băieții la un meci, nu? Ce pana mea. Hai, mă, tata, să vedem aici. Care e treaba? Ăsta, mă, Bentancur ăsta, ziceam, nu? Bentancur ăsta care și... Da, bine, că nu e scump, dar la mine intra, frate. La mine intra. Deci, arhitect pentru Lentley. Mergea un arhitect pentru Lentley. Dacă nu-i dădeai un Shadow. Rămâi control, dar Shadow. Bă, arată bine și cu Shadow. Faza care e? Că i-a dat... Bine, mid-ul ăsta, nu știu. I-a dat 4 cu 5 are, vedeți? Asta era ok. Era ok. Shadow sau arhitect. Da. Bun, hai să mergem pe jucători. Așa. Versiune. Foot Heroes. Astea, mă. O să primim. Astea sunt cardurile. Am înțeles, moșu. Nu am înțeles ce. N-am înțeles. Da, moșu e topit. Dar știi, cu mine sunteți învățați. Ce pana mea. Moșu e topit. Da. Fiți atenți. E mai simplu să ne uităm pe cardurile. Astea vin erora 20, da? În afară de garantat o să fie și în pack-uri. E mai ușor să ne uităm pe cardurile care sunt lose decât pe alea care sunt win. Sigur, sunt unele mega win și sunt unele care sunt win-uți, da? Peter Crouch e lose. Da? Govu win-uți. Park Ji-sun win-uți. Kite, dacă îl poți integra, să știți că nu e rău. Să zicem așa, win-uți. Harry Kewell win-uți. Nakata, în momentul ăsta a jocului, depinde cum arată echipa, nu l-aș pune la lose. Da? 4 cu 4, 87, 88, 86, nu l-aș pune la lose. Cap de Villa, hai să-l punem la win-uți cu Anchor. Marquinhos, win, mare. Smolarek. Poate vedeți, sunt 2-3 care să... Felicitări, Cristi, ne-ați omorât. Da, felicitări lui Cristi, apropo. Felicitări lui Cristi. 11-8 s-a terminat. Cum dai share play? Dai pe butonul ăla, Cristi. Faci party. Faci party. Ai intrat deja? Mă, cum e Smolarek ăsta pe... Stați un pic să vedem cum e varianta lui gold. Varianta lui gold cum arată? A3 cu 3. Și ăsta oare are boost pe weak foot și pe skill ceva? Pentru că dacă e că 3 cu 3, el arată bine. El arată bine. 94, 90, 92. Dar dacă e 3 cu 3,
Intru eu, Cristi? Vrei să intru eu la tine? Stocky body type. Bă, nu știu, unde îl punem pe Smolarek? Mamă, e 270.000 ăsta? E o pitia dacă are 3-3. Îl punem la Winus, nu? Nu știu, Mihai. E win, îl punem la win? Ok, chat, îl punem la win. Ok, ok, ok. Ok, ok. Deci până la urmă avem doar un singur lose până acum. Un singur lose. Peter Crouch e singurul lose. După aia Winuț, 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 win. Hai să punem la Winuț. Donovan. Winuț. Putem să-l punem la Winuț pe Donovan? 92, 90, 87. Pentru momentul ăsta jocului. Win clar ăsta. Ăsta clar win. Ăsta clar win. Pentru că deja cardul ăsta a lui e un card ok, fraților. E un card ok, 4-4 de picior stâng, high medium, lean body type în condițiile în care are cardul ăsta, are 85-81. Deci ăsta clar win, ăsta clar win. Cam pot să uita de el, cum am uitat, am sărit peste un jucător. Bă, eu zic că arată bine, eu zic că arată bine, 90% din cardul arată bine, frate. Unde, pe ce cine? Cap de vila, ăsta mega win. Unde cam pus? Nu e, mă. Mamă, nu mă mentorlați, mă. Ok. Rafael Marquinez. Rafael Marquez. Care e CDM. Bă, și ăsta e Winuț. Și Marquez e Winuț, chat. Și Marquez e Winuț. Are Lentley. Bă, da, hai să zicem. Un Winuț și ăsta. Bine, uite în sensul că poți să-i joci. Ok. Mascherano win. Brolin win. Pentru că e stricat, mizeria asta de card e stricată. Okocha, eu aș pune la Winuț. Ture mega win, probabil cel mai mare win. Ok, Ricardo. Ce, mamă, dar cum arată ăsta, mă? Brolin, să știi că nu era o Brolin. Papane luz. Și Smolarek 50-50. Deci îți vreo 3-4. Îți vreo 3-4, nu? Pe luz. Fii uite, mă, și ăsta cum arată, mă. Ia, cum arată cardul ăsta lui? Are lentele? Are control? Nu are lentele. Ok, deci ăsta win. Lucio mega win. Clar mega win Lucio. L-am prins și noi varianta lui normală. Pe Jean Papin. Dar de ce zici că pe Jean Papin e luz? De ce zici că pe Jean Papin e luz? E luz ăsta? Ia să vedem. De ce zici că e luz ăsta? Are lentri cu arhitect. Da, dar el se duce în cap cu viteza aia. Deci, Cristi, trebuie să intru la tine pe comp la urmă, Cristi? Deci aici ziceți că nu e win, da? La Papin. 3-4. Ok. Rudolf Völler. Nu știu aici. Băi, el arată când te uiți așa pe el, arată foarte bine. 91, 94, 90 și physical. Arată foarte bine. Gen, îi dai un hockey, dai un hunter. Dar nu știu exact cum e body type și work rate-ul. Eu îl pun la win pe ăsta și Diego Forlan clar win. Am dat share, perfect, perfect. Diego vă Forlan clar win. Bă, deci, știți care e faza? Hai să luăm așa. Dubii la Papin. Între la Papin. Între la Voler. În rest, win, win, mega win aici cu Iaia Ture. Clar mega win cu Iaia Ture, la fel și cu Lucio. Aici, între. Hai să-l punem și pe Brolin de acolo, între. Mascherano, Winuț. Rafael Marquez, Winuț. Aici, Winuț. Donovan, Winuț. Aici între, Marquinhos win clar, cap de vila, e ok, dar sunt opțiuni bune acolo. Aici Winuț, sunt 3-4 low, mă. sunt 3-4 low, chat. Deci să nu ne dea, să nu vedem Anglia, e clar, dacă vedem Anglia e luz, să nu vedem Anglia. Deci când deschidem să nu vedem Anglia, în primul rând să nu vedem Anglia.
Dacă vedem Brazilia, e win indiferent ce și cum. Uruguay win. Băi, eu zic că o să fie carduri bune. O să fie carduri mișto. Arabia? Da, de ce nu? Adică l-ai putea juca, frate, îl integrezi. Sincer, și pe Nakatal joci în momentul ăsta a jocului. A, că nu îl joci mult timp, că nu e, mamă, end game, mega... Asta e partea a doua. Cancelo e bun. Mie îmi place Cancelo. Eu nu dau niciodată vina pe jucători. Eu dau vina doar pe joc. Și pe mine. Pe mine și pe joc. Eu nu dau vina pe jucători. Pentru că chiar și Haaland, frate, cât mă enervează pe mine Haaland și cât de greu e, sunt anumite meciuri în care joacă foarte bine, în care se mișcă, are viteze. Sunt anumite meciuri în care e... Zici că joacă cu cisme de alea de fier. Merită investit în fotbal acum... Ai meritat, adică nu că merită, dar nu știu, dar trebuie să apeși ceva. A, perfect. Nu știu cât trebuie să aștepți ca să încasezi. Eu prefer flip-ul. Ei acum dai imediat. Depinde de... Corect, corect, așa este. Are dreptate și cut. Adică win, de fapt win ce înseamnă? Win e momentul în care cardul respectiv intră în echipă. Dacă tu prinzi, spre exemplu, pe Voller sau nu știu ce jucători și tu ai deja Mbappé la echipă, ai deja Cristiano Ronaldo, ai deja nu știu ce super jucători în față, poate le-ai făcut pe tot de la SBC, atunci nu mai e win. Corect, 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 corect. Așa dacă e să... Indiferent ce ai la echipă, doar dacă, nu știu, ai vreun Ruth Hulit cu Vieira, indiferent ce ai la echipă, cred că e aia Ture e win. Indiferent cum o dai, Marquinhos e win, indiferent cum o dai, Lucio e win, indiferent cum o dai, indiferent ce ai la echipă, da? Diego Forlan e win. Deci practic ar fi 4 jucători care ar fi mega win indiferent ce ai la echipă. Dar după aia contează foarte mult cum arată echipa ta. Ia să ne uităm puțin pe echipa lui Cristi. Salut Răzvan, salut, salutare toată lumea. Bun, deci aici stai bine, aici stai bine, aici stai bine, aici stai bine, aici stai foarte bine combinația între cei doi. Dembele nice, dacă ai reușit un inform nu ar fi rău deloc. Sunt cu... Stai foarte bine să știi. Ai și Valverde, dar acum dacă l-ai prins pe ăsta, deși Valverde e stricat, să știi. Chiar e stricat, deși acum dacă l-ai prins pe Modric e foarte bine. Ia să vedem small are că ăsta, care e faza cu el. 3 cu 3 high medium. Are limb body type small are? Are limb body type, nu? Ok, de ce i-au dat cardul ăsta? Acum, scuzați-mă mine, eu nu prea... Deci a jucat la... Legia, Lodz, Frankfurt, Feyenoord și Utrecht. A, cred că e o legenda Poloniei, mă. Da, e o legenda Poloniei, mă. Băi, fan concept e ok. Cum te întâlnești cu el, Cristi? Aici ar trebui ceva, Cristi. Aici ar trebui o schimbare. Aici ar trebui o schimbare. Să tu joci bandă și joci cu ăștia doi în față, nu? Cred. Cred că așa. Și cardul lui, care e acolo. Bă, nici măcar Superstar. Trebuie băgat aici Superstar, mă. Aici, în locul lui Adam Traore. Da, Fati la HBC. Da, vedem, vedem cum o să arate. Depinde ce cerințe, ce cerințe o să aibă. Hai chat, hai să dăm că n-am dat niciodată în mijloc și e nașpa că nu prea a dat de la premii. Hai, Bentacur acolo să-l încurcăm. Aoleu. Oh, Dalo. Ok, Diego Dalo. Bă, ăsta nu e rău. Da, l-are pe Walker. L-are pe Walker chat. Dar oricum l-a pe Dalo, că n-am ce să iau. Ăsta ce să fac cu Vela ăsta? Mamă, hai, 200 la Wickfoot. Luăm Dalo. Bă, ăsta e ok. Bine că el are pe Walker, dar na, pana mea. Hai, 1-3. Amă de ceva bun. Mamă, dar cum? Ce am făcut? Dar ce bine dă din pecul ăsta, mă. Hai, Vlasic. Deschid tot Cristi sau poți trece ceva pentru vinerea viitoare? Tot? Ei, mamă. Bă, ăsta ia să vedem. 3-3, hai, da, nu. Deci luăm pe Cobol. Cobol de la Dortmund. Taliafico, nu ai ce să faci cu el, nu cred că te ajută. Nu, luăm o seche mai high rate, da. Nu? Sau luăm Taliafico? Nu, ăsta, dar cum nu contează. No, ei, Alex Moreno. Deschid tot ai zis, nu? Haide, mă, acum prinde ceva bun, fiți atenți aici. Haide, sui, un Heroes. Un Heroes, cum ar fi? Ia. Nu, nici măcar Bord.
nici măcar Borcean. Mamă, Eriksen. Apropo, cum s-a terminat cu Manchester? A luat bătaie până la urmă? Era 3-1, nu? Mamă, dar ce scor le-a stat la băieți. Adică nu mi-a fost o leacă așa mine deloc, că... V-ați dus, frate, peste ei, nu glumă. Ok, Ultimate, a plecat, hai, 125.000. Mamă, cu specială, mă. What the fuck? Să nu zici că nici măcar nu e o caut. A, ba, da, e o caut. S-a dus în dreapta, totuși. Toni Kroos, nice. Adică, nice, good fodder. Di Maggia. Ok. Hai, se mai ascunde ceva în spate? Mamă, nimic. Nimic. Akanji, dar nu cred că mai face ceva în perioadă, ce e să mai iau 1000 de coins. Mai faci niște bani. Mai pui acolo la club un 20-30 de mii. End of era Piqué. Da, Piqué și Fati. Piqué și Fati, teoretic, ar trebui să avem. Asu, Fati și Piqué. Fati e cam sigur. Piqué, eu zic că o să fie, dar încă nu e nimic, niciun leak. Mamă, nu e board. Adică e 184. Andrevra, slab. Slab. Gata, l-am rezolvat și pe Cristi. Mă, a dat de moșu pe meserie. Da. Ai luat pe ăsta? Nu l-ai luat. Unde e? Ăsta. Mama, nu l-ai luat, nu? Da. Mă, nici nu știu dacă să-l iei sau nu. Pentru că unii băieți au prins foarte bine, dar... eu, spre exemplu, am prins prost. Sunt slăbuțe premiile, foarte slabe și e strană pentru că nu e event, ar trebui dorobitul să fie mai bun. Sigur că prindem walkout-uri, da, na, cât poți să iei? În 20-30 mii pe walkout, mai vinzi de acolo, faci 30-40 mii, hai 50 de mii, mai vinzi la ei în forme, hai să zic, faci maxim 100 de mii. Mă, ca să joci la Weekend League și qualify și la Weekend League, să faci maxim 100 de mii, mi se pare puțin, indiferent de cât scoți, că scoți 11, cât faci 14, cât faci 9, cât faci 16, nu contează. Cum e loterie. Dar 100 de mii mi se pare puțin pentru o săptămână de grind. Sincer, mi se pare foarte, foarte puțin. Nică e părerea mea. Mă, Cristi, aici deja stai bine. Deci cu BD, cu Koulibaly. Vreau să văd ce ai în tradable. La tradable, deci clar aici a luat schimb. La tradable pe Walker. Dar oricum aici, chiar dacă era tradable, nu are să schimb pentru că e unul, dacă nu cel mai bun right back în momentul de față. Mendy, top 5 cu siguranță. Adică, da, sunt ceva opțiuni acolo, dar Mendy alături de Teo Hernandez, Cancel, deci stai foarte bine aici. Aici, sigur că ești ok, dar e untradable, nu, rămâi așa, e untradable, rămâi așa. Mergeam un Van Dijk, dar dacă e untradable, nu are să schimb. Ăla e untradable, cred că pe Haaland, nu? Da, văd că se merge bine cu el, 209, contribuții bune. La mine cu dite vine, uneori mă enervează, Son îmi place, ratează, dar uneori, dar îmi place. Unde îl joci? Tu nu îl joci, cred că joci banda, nu joci cam. Da, și joci cu ăștia doi în față, nu? Da. Aici ar trebui o schimbare cu Smolarek ăsta. Aici ar trebui o schimbare. Poate la Heroes acum. În rest ești chiar foarte bine, sincer. Ești foarte bine. L-ai și pe Anthony ca super sub. Muriel ăsta bun ca super sub. Bă, stai bine pe echipă. Stai bine. Da, momentan nu m-aș grăbi cu nicio schimbare, sincer. Un SBC de top, ceva bun la Heroes și atunci poți să faci unele schimbări. Dar momentan chiar nu... Dar chiar asta trebuie, probabil că se recomanda un Cristiano Ronaldo, dar așa aici nu. Aici la un moment dat, dacă poți să iei un inform al Dembele, dar momentan eu zic că ești ok. Da, eu zic că ești ok. E bun la Kanji? Arată bine, cardul bine, dacă nu te deranjează medium. 6-2... Are lentili? Da, cred că are după ce îi dai anchor. Da, e 73, 86, 13. Da, are. Are după ce îi dai anchor. Viro se bagă pe 11. Dai eu gen pe 11 la ora 20, mă aștept pe live. Pe 11. Da, joci cu ce ai untradable. Adică nu e ca și cum ai juca cu Kalulu sau cu ceva, știi? Bă, sau cu Lacroix. Adică joci cu carduri bune, joci cu fundaj bun, portar bun. La mijloc stai foarte bine. În atac stai foarte bine. No, momentan ești ok. E porcărie Ansu Fati. De ce e porcărie? Păi să vedem cum arată, să vedem cât costă. De ce e porcărie chat? Bun, Cristi, mersi frumos. Ce să fac, să-l deschid? Îl deschid acum? Mamă, cu coins? Mamă.
Aoleu! Stai chat că nu e... că e groasă treaba. Stai chat că e groasă treaba. Stați puțin. Chat, sper că n-ați ieșit, nu? Stați. Că nu s-a terminat șmecheria. După ce l-am fericit pe Cristi Bărbuț cu super premii, nu-i așa? A zis că mă, haide bă, hai să băgăm 100 de ca și la pecul ăsta. Așa că rupeți butonașele, i-am dat drum. Fii atent, am emoții. Bă, ăsta e, season 1. Poate dau un altul, dar de ce nu le-a? Ah, stai, gata, acum le-a. 100.000 de coco și a plecat. Dau? Chat, dau sau nu dau? Dau. Fiți atenția, niște like-uri acum, rapid. Cine e ăsta, mă? Mamă, ruină totală. Mamă, l-am îndorocit pe Cristi, mă rupă și jur. Mamă, a dat 100.000 pe becul ăsta. E bun super sub, hai mă că n-arată rău. E 11.000? Wow, ia vezi ce pack frumos s-a dat. Hai mă că nu e aia, măcar e luat Lewandowski, Navas. Încercăm să ne scoatem și noi într-un fel sau altul, ce vreți ceata, asta e. Uite, Lewandowski, Navas, ăștia. Hai mă că e bine, măcar ți-ai scos pârleara. L-am omorât, așa e. Un meci mai prost, am transpirat jur. Te-au zis să nu deschidă. A, e de acum. Mamă, l-am omorât pe Cristi. Ia să vedem avila asta, dar uite ce frumos mă, 3-5. Hai mă că merge. Cât costă, ia să vedem cât costă cumpără price. Vai de capul meu, ăsta e 11.000, mă. Ăsta totuși Lewandowski. Ia să vedem, e 50.000. Vezi? Deci e bine. No, e lus, clar, vă dați seama, e lus, clar. Oricum e bun decât pe cum eu să știi, pentru că mie mi-a dat un 87 aici, o mizerie de 16.000-17.000. Și după aia n-a luat nici măcar Bolt, știi? Tu măcar ai luat două ocautori, hai să zic așa. Baja un SBC la ceva, da. Leva Super Sam, nu, eu aș băga ce, asta la un SBC, la un moment dat trebuie să fac un SBC ceva, dar ceva care merge, ceva care intră în echipă. Adică ceva care intră în echipă, pentru că altfel nu m-aș duce să fac SBC-uri de aiurea. Mă, hai să vedem ce e, în momentul de față, că ne uităm imediat, hai să vedem. Eto'o, da, dacă l-ai făcut, dar e scump. E scump SBC, undeva la 900.000. Dacă l-ai făcut totuși pe Eto'o, uite, ăsta e un SBC care eu l-aș face ca super sub. Eu cred că o să-l fac ca super sub pe Higuain. High low 4-4, lently pe el direct. Bine, dacă putea să-l integrezi titular, ar fi ok. Teoretic ar trebui să-l pișe pe Haaland, dar eu o să-l fac super sub și work rate-ul e bun. Ok, Lewandowski lently arată interesant. Gapo, doar dacă aveți resursia în tradable și trebuie să le consumați pe ceva. Medel nu, ăsta nu, Messi, da, Messi, dacă ai Mbappé, ai Neymar și ai resursa untradeable. Așa, pe ăsta merită făcut, pentru că e 83, e un 87 care era la club și pentru viitoare SBC-uri, ăsta nu știu ce să zic. Icardi, neapărat, eu cred că și pe ăsta o să-l fac, pe Insignie. Cred că o să fac și pe Insignie, pentru că arată bine, o să-l fac super sub, hai, mediu 84, cumpri ceva în tradable, dublură, intră la Insignie, are și finesse, are și outside, are și poziție de CF, bă, nu arată rău cardul ăsta. Ăsta ar intra și în echipă, dacă putea să-l integrezi în 10, e puțin mai greu de integrat. Asta e singura problemă. MLS. Da, Eto'o, poți să-l faci în timp, 31 de zile, 900.000. Dacă îl faci așa în timp, arată bine cardul, dar e scump, tata. Cardul arată foarte bine. Chiar arată foarte bine cardul, dar e scump, știi? Pana mea. Da. Dar ai vinere pe cola, Cristi? A, păi atunci vedem vineri, mă. Până vineri nu muta nimic. Bine, acum ți-am și tocat 100.000, așa că ce să mai mulți? Ce să mai mulți acum? Nici să vrea nu mai are ce să mai mulți. Strângea și el niște bănuți acolo, s-au dus, gata. Când te uiți așa la cont și vezi 200.000, după aia nici 100, zici, ei, mamă, tare, bun. Hai, o seară faină în continuare, Cristin. Multă baftă, eu mersi, pa. Mamă, ce l-am rupt. Mamă, dar ce l-am rupt. Râdea el Cristi Daniela râsului. Mamă, noroc, hai să vedem așa partea plină a paharului. Noroc,
Dacă putem, dacă există partea bunevă, noroc că a luat alea două workout-uri și high, mai high rated, că îl ajută la un HBC, să zicem că aia 100.000 nu e chiar e aruncat la gunoi, știi? Ai un 91, ai un 88, un HBC, hai să zicem că trebuia să cumpe jucătorii ăia și hai să zicem că un 50-60.000 ai recuperat din suta aia, dar slab, frate, ce din aia. Pack-urile free la pre-order, eu l-am primit, le-au dat târziu, le-am dat, le-am și pe Xbox. Da, e bun. Întrebarea e la Eto'o sau Mbappé? Acolo e întrebarea. Inception zice că, eu m-am uitat, zice și el, l-am uitat și pe review, marchează Eto'o din poziții chiar bizare, deci marchează, o dă foarte bine. Mulți la Mbappé zic că uneori ratează de aiurea, cum face și Haaland, cum face și Son, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, care nu ratează așa de mult. Eu cred că depinde, mă, cum îl prins. Depinde cum îl prinzi. Dacă ai resurse untradeable foarte multe, da, merită să te aventurezi într-un SBC de genul ăsta. Dar dacă nu ai resurse foarte multe untradeable, să te duci să investești cash, nu mai degrabă iei un Mbappé, zic, nu știu. Pala mea. Măceat, suntem la final. Nu uitați de butonașe, dacă nu ați apăsat acum butonașul de like, subscribe, clopoțel cu tot pentru notificări și nu uitați că aveți link în descriere la Instagram, Facebook. Răspund greu, dar încerc să răspund foarte greu, e adevărat că sunt foarte multe mesaje. Și TikTok, unde mai postăm și acolo pe Caterinca, short-uri and so on. Mâine, teoretic, ar trebui să avem un short cu 86+, cred că am cei 11 jucători. Și după aia, marți sau miercuri, avem clar review-uri la membrii, da? Deci nu ratați, marți sau miercuri, membrii sau cei care donează, evident. Și World Cup-ul, ori miercuri, dacă lansează miercuri, să facem un live, îl instalăm, vedem despre ce e vorba pe live. Joi nu mai fac live cu primele, nu are rost. Recomandarea mea e să pătrați pecurile pentru vineri și vă aștept vineri pe live. Da, cam asta e programul săptămâna viitoare și după aia o reluăm sâmbătă, dacă nu cu siguranță duminică, iar la Weekend League, poate o să fie puțin mai legereală. M-am chinuit puțin Weekend League-ul ăsta. Nu vreau să dau vina nici pe delay, chiar dacă mă plâng în timpul live-ului, nu fac, da, mai scap asta, știi cum e, regiu, mai zici una alta. De joc, de servere, de Electronic Arts mai scapă, dar nu vreau să mă plâng nici pe DNF-uri să găsesc scuza, da, am avut DNF-uri, că dacă nu făceam, nu, asta e, frate, atâta s-a putut, aia, poate săptămâna viitoare o să facem 14, săptămâna asta atâta s-a putut, ai, 11, na. Două cuvinte pro Mbappé, asta zic și eu, 5 stele la skill, work rate to high, low, mișcarea off ball, poziționarea probabil cea mai bună de joc în momentul de față ca atacant, la fel cum a fost și anul trecut, da? Da, clar plusuri pentru Mbappé, dar foarte bun și Eto'o, foarte bun și Eto'o. Depinde, Mihai, depinde cum stai la club. Depinde cum stai pe resurse, mă. În momentul în care faci un SBC scump, atenție, nu vorbim de Higuain, de Insigne. Eu recomand să faci și Higuain și Insigne, știi? Adică e prins un nou caut în 86-87, e băgat diferența să-l faci. Și ăla de 83, care e, chiar dacă nu aveți nevoie de el, da, 3 cu 3 nu arată, dar e în 87 acolo, îl faci în 83-82, ceva, întrebi pe la club, îți bagi în 85, easy. Te ajută și la obiective, că o să iasă swap-urile. Săptămâna viitoare, teoretic, ar trebui să avem swap-urile. Nu știu exact în ce zi. Și o să te ajute, pentru că clar o să avem nevoie. O să ceară 11 jucători din Anglia, 11 din Brazilia, Silver cu FLE, cu, mă rog, Eredivisie, ăla din Eredivisie. Deci jocul tău merită făcut așa treptat, pentru că sunt jucători low. După aia, jucătorii care sunt scump, Genesie, Eto'o, trebuie să vă gândiți bine. În primul rând, să aveți resurse untradeable și să vă gândiți că blocați respectiva poziție pentru o perioadă mai lungă. Adică până cel puțin la Team of the Year, adică cel puțin în ianuarie. Deci ideea care e, dacă l-ai făcut pe Eto'o, trebuie să fii sigur că până în ianuarie nu schimbi. Da? Acum depinde. Dacă ești genul de user care bagă bani și îți permite și cumpără, știu eu, points, coins sau, știu eu, folosești autobare și faci constant foarte mulți bani, atunci da, se rupe. Dar dacă ești cum sunt eu, pur mereu Road to Glory, trebuie să-ți calculezi pașii, știi? Lumea zice, ai un milion, de ce îi ții? Băi, îi țin pentru Mbappé. Îi țin pentru Mbappé, sincer, îi țin pentru Mbappé. Nu mai stau, yes, yes, Gabi, nu mai stau. Gata, mă, mulțumesc frumos că ați rămas alături de mine. Eu schimb echipa la fiecare weekend league, ia și te distrează, foarte bine faci. Ia și te distrează, nu e ideea deloc.
Te distrezi, tată, te distrezi. Bine, tu ai și coin, așa că nu fi golan. Nu fi golan. Ia și te distrează, mă. Hai, fraților, mâine cu episod marți-miercuri live, marți-miercuri live sau marți-joi live, dar nu cu premiile la, la Rivals pentru că le deschidem vineri. Vineri mare live pe care îl așteptăm de o perioadă pentru că e cel mai important event. Acum e cel mai important event, e cu dată vineri, că dacă nu prinzi nimic la pecuri, nu mai e important. E important dacă ai noroc la pecuri, da? Și după aia reluăm cu Weekend League-ul, da? Hai, vă pupă moșu, pe respect la toată lumea. Pa, pa, pa!
hope you find me.